Și suntem live, super live. Acum poți să zici asta. Să sărbăm. Da. Episodul 200, care este... În capul meu era o sărbătoare enormă, cu foarte mulți oameni și o nebunie. Dar de ce n-am făcut, Alex? La Mas Grande Fiesta del Mundo era asta, episodul 200. Și... Trebuie să mai vină încă cineva și încă cineva. De ce n-am făcut cu oamenii? Ah, cu public. Da, cu public. Nu știu. Da. Dar acum nu e. Uite, acum Făcut la an, că am făcut ca o sărbătoare la un an, știi, cu tort cu alea. Și am zis că la 200 nu e așa o chestie. Mai bine încercăm chestia asta de live, da, și că aveam și nevoie de chestia. Se vede omul de pe canapea? Nu, se vede așa. Dar nu se aude. Stai puțin, ia. Adică poți să muți cadru? Ia. Da. Păi acum e pe cadrul ăla. Ce vezi tu acolo e Costel. Ia. Și acolo e celălalt cadru, voi, care nu e... Acum poți să... Nu, dacă eu volum. Fac un live... Live cu live. Deci... Bă, ai dat pe live cadrul ăsta? Da, ai dat pe live cadrul ăsta. Și ți se vede? Dacă faci capul, te vezi în aia. Da. E foarte tare că ai dat pe live cadrul ăla cu Costel, sunt pe canapea, că acum o să fie niște meme cu casting couch. Da, 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 da. Ce tare, e exact ce trebuie să mă apuc. Și noi fața aia de la casting couch am pus și ăla să prindă slobozul, să nu pătăm peretele, vezi? Că la fraier zboară slobozul pe tencuială. Și la noi avem burețelul ăla, știi, pe ăla când se umple de sloboz, îl bagi la mașină spălat. Mi-e și vorbea, frate, cum zboară slobozul. Faci pe slobozul. Da. Pe Instagram faci story? Nu fac story, am făcut o poză, eu acolo sunt. Tehnologie. Când faci, trebuie să dai și tag. Un microfon în care să vorbim așa pe rând. Snap. Ba da, nice. O să aduc un microfon. Da, o să fie un microfon. Adrenalina. Și adrenalina. Da. Începem da. Ușor, ușor, se adună oamenii că vrem să stăm mult, ne ține. Da, azi ne facem ține 4 mult. Ore. 4 ore de podcast. Am la mine. Ce tare. Și o să avem și invitați, avem oameni pe margine care așteaptă să intre, se încălzește pe banca de rezerve. Podcastiști. Da, asta e zona de... Hai să facem o chestie cu... Da. Sau trebuia să vorbim înainte? Trebuia să vorbim înainte, dar hai să... Da, ce căcat, zi acum. Nu, să facem așa o chestie cu un fel de... Nu că neapărat concurs sau cineva care să vină aici efectiv, din oameni care se uită acum. Se chemă, dar să vină cineva, ceva așa drăguț, știi, să... De exemplu, uite, cine știe unde e Club 99? Da. Nu, sau o chestie așa, să vină puțin cineva. Puțin care știu unde e Club 99. Da. Să fie invitat. I don't know. Să inviți acum în Da, să vină în seara asta aici cineva. Da, mă, dar problema este că ar trebui să stăm să urmărim comentariile tot timpul. Da, e foarte păi dificil. Alexandru. Și plus, dacă invizi mai mulți oameni și îți vin aici 30 de oameni... Să vină cineva să facă sex acolo, cu Costel. Nu, cred că vine, asta e problema. Da, mă, deci nu avem public, dar avem o groază de aparatură, frate, și a adus să tragem ocanul cu toate armele de îndotare. Că avem și mai multe camere, are chestie cu butoane pe care apoi să se schimbă cadru. Avem două lumini, avem... Eu mă așteptam că atunci când îi dă drumul să explodeze tot dintr-o dată. Da. S-au pregătit toată ziua să le facă. Păi da, că îți dai seama, noi și furăm curent de la vecine acum. Care aruncam o canu, da, o cârlic pe un fir afară și că nu ne permiteam de banii noștri să rulăm tot setup-ul ăsta. E un fel de... Mocanu, tu când vine vorba de TV... îți jur, mă uit la tine acum, zici că ești în Breaking Bad, zici că ai laborator de la MTV, Canu TV. Da. Și care să fie subiectul de discuție în seara aceasta? Băi, nu știu, eu am venit cu inima deschisă și mintea goală. Da. N-am nici cea mai vagă. Și e la mine prima oară când am venit nepregătit. Să vorbim despre podcast-uri. Și cum evoluția podcast-ului. Tu vrei să intri cu... Costel zice că are o poveste, e în regulă? Înțeles. Opa, opa, păstrăm acolo. Opa, 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 opa. Deci despre podcasturi și deci, evoluția podcastului. Stai să prezentăm întâi. Suntem aici cu Victor Bora. Ce? Ok. Deci cum ar veni în momentul ăsta, ești invitat la podcastul Cine știe ce. Da, da. Ah, da, chiar, da. Da, 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 da.
Da, să ne facem reclamă. Să ne facem reclamă, cine știe ce podcast. Un podcast care, părerea mea, este mult mai bun să adormi pe el decât ăsta. Da? Da. Pentru că... E energia mai joasă. Da, și nu există râsete, nu există voie bună, e doar o, e doar o autosuficiență pseudo-intelectuală monotonă, noi doi suntem de acord tot timpul. Și te pomenim tot timpul în da. Podcast. Da. Da. Mulțumesc frumos. Acum nu o să mai zic ce vreau să zic. Că vreau să... Am bat, zis, arunc asta ca safety net. Să-mi bat podcastul vostru, dacă mi-ați făcut un compliment, ok. Dar nici nu, nici n-a zis că vorbim de bine. Exact. A, da, și da, încă da, dacă okay, zicem de bine aruncat, sau rău. Da, și da. Da. Mm. Zici tu primești okay. Și după aceea zicem și noi. Nu, mă, dar, nu, dar nu, mă bate, gândeam, nu, mă, că nu, nu era vorba de podcast. Mă gândeam așa că, de exemplu, uite cum e, că am ascultat, am ascultat Good One, că e foarte da. Tare, că nu e, practic în România, nu, ce cred eu, nu sunt podcasturi despre ceva, adică mai toate sunt mai ori... Mai sunt, anișate. Da, dar nu știi tu. Da, adică la modul... Sunt. Da? Sunt. Despre? Economie... de astea social, mai au și... Da, dar dacă... Da, nu, mai... Da, uite, da? Startups? Da, nu, nu, chiar okay. Sunt. Tare. Sunt okay. Dar faza e că sunt foarte, foarte mici. Păi. Adică podcasturile astea de entertainment s-au ridicat că, zi-a, că e cea mai comestibilă categorie. Da, mai, stai, mai râzi, mă știu, dar dacă sunt doi băieți care vorbesc despre cum să pornești un startup, mai da. Sec. Dar sunt startup-uri nișate. Ok, atunci I take it back. Al nostru nu e cine știe ce e specific așa. Eu mă mir că încă nimeni n-a făcut gluma asta cu că e podcastul se numește cine știe ce și n-a făcut nimeni gluma cu nu e în față. Nu e cine, nu știe, e cine ce. Știe ce. Am făcut-o eu de multe vreme. cred că prima oară când am dat share la... Da? Păi da, pentru că am pregătit de acum 3 ani. Trebuia să fie cu Vlad Dobrescu podcastul ăsta. Ah, ok, ok. Da, da, da. Am tras un podcast de probă. Da, da, exact, da, că e tras. Am fost la Vlad acum vreo 2-3 ani, am tras un podcast de probă. De mai mult de 2 ani, că de 2 ani ăsta. Asta la Dobrescu a fost înainte să înceapă podcastul. Ăsta e de 2 ani, cine știe? Nu, 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 ăsta... între show-uri. Mamă, show-uri. Da, 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 așa. Și am fost la Vlad Dobrescu, la el am tras discuția de-asta de vreo oră jumate. Mi s-a părut că a curs foarte caterincă. De am și ascultat-o Caterinca, după aia. Mi s-a părut super ok. Am ia să-l chemă și pe Vlad, ia Vlad, ia Vlad Dobrescu, și... ia să vină și Vlad Dobrescu. Și... Noi am făcut la tine acasă. Da. Bă, stai puțin. Stai puțin. Stai că nu te auzi în primul. Podcastul ăla ce am vrut noi să facem, da, bă, nu i-am dat, nu putem să zicem că i-am dat drumul. Că o singură l-am făcut, da. Am încercat. Am încercat, da. Am încercat acum foarte mulți ani. 7-8 ani. Da, da, da. Dar chiar eu am văzut că a făcut Tibi Neuron la un moment dat cu toți. Tibi Neuron a da, făcut, da. Da, interviuri. Da, interviuri, da. Da. Le-am ascultat cu voi de rați. Și acum vreo 7-8 ani, dar ne-am adunat la mine și am tras o discuție. Dar a fost foarte dubios, că aveam două microfoane și eram trei oameni, era foarte ciudat. Dar eu nu erau tine... microfoane de alea, de erau, parcă era pe masă. Păi da, păi da, eu am făcut chestia aia de, mi-a luat, cred că 20 de ani să mă las de aia și nici acum nu sunt foarte vindecat. Aia când, când îți vine o idee, întâi să cumperi aparatul, uite, mocanul. Ah, da, 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 și după aia... Da, bine, el mai, le mai tot folosește, că mai tot făcut da. Ziua bună. Dar eu atunci am cumpărat microfoane, placă de sunet, tot nu știu ce, și după aia ai văzut că n-am dat seama că nu... Dar parcă mi-aduc aminte, a fost puțin darkish așa, adică nu prea... Bă, da, a fost haos. Nu mi-aduc aminte să fi nu, fost... Da. N-a fost ok. N-a fost zi okay. Puțin de ăla cu Vlad Dobrescu. Că spune... Da, și ăla n-a mai n-a vrut Vlad. N-a vrut n-a mai vrut Vlad după aia să facă. Ai zis că îi se pare o chestie și... super personală, așa că ai zis niște chestii prea personale și că nu vrea, că având în vedere că el are toată partea aia de rap, nu îi se pare că se pupa okay, una okay, cu alta. Okay. Da. Și n-a mai vrut să... Dar a ieșit mișto. Și atunci n-am gândit la numele cine știe ce. De atunci eram. Și de atunci avem și faza aia cu... De fapt, ea lui Dobrescu, el a scos-o pe asta cu... Nu ce poate nimeni să zică că nu e cine știe ce. Ah, ok, ok. Da. Ce tare. Deci dar mă simt cumva onorat. Da. Mă simt onorat. De foarte tare Vlad Dobrescu. Ce mișto s-a gândit. Mă simt onorat. Dar e foarte tare. Vlad. Da. Vlad Dobrescu, care multă lume, nu știu dacă știe, dar ne-a fost DJ aici, pe da, bune. Da, da. DJ pe da. Bune, adică el venea cu, platane și, cu platane și punea muzică de pe plăci. Da, da. Ce... Ne-a povestit Alex că era muzica foarte tare de intro când... Da, 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 da,
mare Bășeni, nu știu ce club am mai avut vreodată, dar așa cu DJ pentru live pentru intro. Intro-ul, da. Da. Și dar era foarte tare. Foarte tare atmosfera atunci. Era un pic mai plin de viață 99 atunci, era mai... Bă, da, eram și noi mai... Și bă, e și Vlad, adică era, știi că venea cu energie așa și era rădeam mai enorm Caterin, de mult, dar Vlad, rădeam foarte mult, era foarte... Rădeam tare. Foarte mult, dar în general clubul era mai viu, că da. Era... După show-uri mai rămâneau oamenii la băut. Da, da, da. Și noi mai rămâneam, era un pic mai... Era mai viață așa, acum... Rămâneau oamenii din public sau... Da, da, da. Da, mai rămâneau. Chiar mă gândeam astăzi ce... Totuși rămâne pentru mine apogeu, a fost la Deco 1. La Deco 2 e foarte blurry așa. Eu nu prea, a fost și un singur an și nu prea l-am așa în memorie, dar Deco 1 rămâne cu... Atunci eram toți miși și proști, era cel mai mișto. Bă, asta e faza, exact da. Ca la bătrân. Nu se întâmplă da. Ceva foarte mișto, dar când ești tânăr, totul e minunat. Da. Și după aia nu mai e. Și mă gândeam așa că și tu și Costela sunt cu copii și aveți familie și eu mă simt foarte de căcat că nu am nici probleme de-astea, nici... prieteni nu mai mătura. Eu trăiesc într-o zonă de mijloc foarte de căcat. Că n-am nici copii, adică n-am niciun motiv să zic că e viața de căcat și să am pe de altă parte vreo bucurie. Da. Dar nici nu e de parcă mai am tovarăși cu care beau sau ies sau nu știu ce, ca să zic, bă, îmi bag pula, n-am copii, îmi trăiesc viața. Eu nici nu-mi trăiesc viața, dar nici n-am motive să n-o fac. Bă, și e foarte te înțeleg trist. Perfect, pentru că am avut așa un strac săptămâna asta, că a fost plecată Eva într-o tabără. Și a venit și mama Andrei și la un moment dat am avut așa o perioadă în care eram fără copii și am avut așa un flash, mamă, spune, dacă nu aveam copii, să mă plâng de chestia asta și să am o treabă, bă, deci eram pur și simplu așa, că nu e ca și cum eu eram de la să fac chestii. Mm-hmm. Stăteam ori pe Facebook, ori mă reuitam la Friends de la 1000 oară și office. Vedeam toate filmele de la cinema, că noi asta făceam atunci. Da. Acum nu e ca și cum, mamă, ce, câte făceam dacă nu aveam copii, dar ceea ce îmi place acum să mă plâng de chestia asta. Da. Că vreau, nu pot să am copii. Dar nu mai știm că exact chestia aia pe care o mai fac oamenii, bărbați în general săriți de 50 de ani, când văd o femeie bună. Că mamă, dacă eram mai tânăr... Ah, da, cât de da. Tipică e chestia aia. Da. Dacă erai mai tânăr, aveai emoții, nu făceai... Da. Deci, într-un fel, este bine. Dar e fain că așa bine. Apreciezi timpul liber, când ești tot timpul ocupat. Nu mai apreciez nimic. Ba, nu mă apreciez. Chiar 200 de episoade, mă. 200 de episoade, să vorbim despre podcasturi. Da. Acest podcast care... Cred că e numărul 1. Mi se pare cel mai tare podcast. Cel mai tare podcast din România. Și mie mi se pare. Hai să continuăm să ne facem prieteni. Bun. Ai zis că dacă nu e Costel... Da, I can take it from here, Costel, acolo. Dacă e s-o e așa, deci de ce e numărul 1 podcastul? Uite, ascult. Bă, întrebarea nu e dacă e numărul 1, că e clar că e numărul 1. Întrebarea e dacă... Ce aie, să facem să aie, rămânem numărul 1? Aie. Sau, pentru noi să ajungem numărul 1 a fost foarte ușor. Da. Și lupta la stand-up, de... și la podcast, da. Și club, adică tot da. Ce am făcut da. Exact. Dar să rămâi numărul 1, aia e, într-adevăr, primul milion e foarte ușor de făcut. Da. Dar după aia... Că și aia mi se pare că în ultimul timp a fost cam așa, parcă nu prea... Și am și lipsit eu, parcă s-a cam... Da... A pornit, mi-e place foarte mult podcastul ăsta, că a pornit într-un fel și s-a schimbat de vreo 4 ori. Da. Și acum nici nu mai am idee ce e. Bă, a fost odată... Mi-am aminte că la început vorbeam foarte mult despre podcast. Da. Despre stand-up. Mă țin minte că vorbeam foarte mult despre stand-up. Mersi, Cristofor. Da. Și după aia n-am mai uitat așa. And then 94 happened. Știm cu tot ce s-a întâmplat în 94. De ce mi s-a părut foarte... Două chestii care au schimbat România. 89 și 94. Așa zi. Așa. Am fost și eu la episodul 94, eram acolo. Mi se erai vede acolo? Da, mi se vede piciorul în cadrul acolo în colț. Ce să ai pentru nepoți. În 94 acolo, când s-a tras în 94. Ai fost atât? Da. A fost acolo când s-a tras. Și cum te-ai scăpat? Și cine trăgea? Trăgeau toți acolo. Da. Uai, dar mi se pare foarte ciudat. Despre tine e vorba, bă, țărane. Da, mă, eu rog.
scuze. Zi, Victor, scuze că te-am întrerupt, scuze, așa. Nu, mi se pare foarte tare că bătrânii tot timpul când dau referințe din trecut spun anul exact și eu niciodată nu spun cu an, că nu mi-aduc aminte de acum 10 ani exact. Trebuie să stau foarte mult să mă gândesc. Da. De ei cumva țineau minte toți anii exact. Bă, în 72 exact. Bă, da, să știi că nici și da, am observat și chestia. Dar eu nu țin minte, 2010 trebuie să mă gândesc ce făceam, adică nu. Da. Bă, eu cred că e din cauza că avem internet și telefoane mobile. Și se întâmplă prea multe lucruri. Bă, eu cred, să merite Dumnezeu, dar era mult mai simplu. Pentru că avea acest avantaj de în anii 70, în anii 80, anii 00, adică ce s-a întâmplat între 2000 și 2010, abia după 2020 o să fie din nou, când anii 20. În anii 20, da. Și atunci, da, încep să... Știi că în engleză există cuvânt și noi nu avem nicio... Ce avem? Niciun echivalent pentru asta. Îi zic the odds. The odds? De la 2000 la 2010. Da, da, the odds. The odds. Noi nu avem. Avem anii 2000. Anii 2000. Da, exact, cam anii 2000. Dacă te-ai zis cu precizie așa să-ți dai seama ce s-a întâmplat când, bă, acum chit că nu se întâmplă nimic. Tu dacă te uiți în căcatul ăla și dai scroll și mai dai un click și nu ce, creierul tău are impresia că se întâmplă lucrurile alea. Da, da, da. Și se întâmplă prea multe lucruri de când cu telefon și cu internet. Atunci țineau mult mai clar minte ce s-a întâmplat, pentru că se întâmplau mai puține lucruri. Da, și tot timpul când îmi zice un bătrân, bă, în 76, și nu mai pot să fiu atent la el, că mă gândesc, cum dracu ține el minte exact? Ce puncte de repere și-a luat să țină minte chestia asta? Păi, era unul dintre cele trei lucruri care s-a întâmplat. Am trei lucruri în viață, în 76. Nu, în anul ăla, practic, s-au întâmplat trei lucruri. Da. Și știe clar, 76 anul ăla când s-au întâmplat alea trei lucruri. Ei, da. Vreau să văd dacă merge ăsta. Ei. Da, mă, și de asta țin bătrânii minte atât de bine tot. Da. Eu sunt foarte curios ce o să mai țin minte când o să fiu bătrân. Bă, dar nici eu nu mai uit. Sau poate de la o anumită vârstă ți se reactivează memoria cu anii și faci legătura. Cred că dacă ai viața de la 50 destul de tristă în sus și începi să trăiești în trecut, cred că acolo, nu știu, subconștientul caută, bă, să-i dăm ceva, să nu se deprime ăsta, că nu mai... Și încep cu amintiri și îți bag amintiri. Lasă-mă că nu ia, uite ce mișto. Da, da, da. Morți, se poate. Am început deja să trăiesc un pic în trecut și nu-mi place. Da? Da. Da, e... Prea devreme să fie prea târziu. Ok. Să mai luăm un telefon. Te spună și Alexandru că ce mai întreabă oamenii, ce... Că poți să... facem live, ar trebui să facem și asta. Dar câți oameni sunt pe live? Să vorbim. Nu contează. Direct. Noi trebuie să vorbim de parcă suntem numai noi aici întâmplător cu niște camere și lumini. Da, și că nu sunt 800 de oameni care vreau se uită. Vreau să fac reclamă unui loc. Pentru că am primit o reducere absolut modică. Bă, dar modic, adică e gen dacă mai puțin decât reducerea pe care am primit-o, dacă era bacșiș devenea jignitor. Dar ce voiam să zic este că, uite, am zis să dau de băut la oamenii care vor să bea single malt mie. Adică, am zis eu că poate nu o să mai fie altcineva. UFC. Vorbim de UFC imediat. Că a fost o galo foarte. Da. Am luat această sticlă să bem, să ne bucurăm, Tomatin. Așa. Single malt, de la un loc care este... Poți spune și eu țări? Atât de... Poți spune și una pe eu? Ce? Bine, da. vezi că e gheață acolo. De la un magazin... care este pe lângă Foișor, Whisky Time. Tu știi că ai stat acolo? Whisky Time. Nu? Să bei tu whisky, cred că îți face bine dacă... Bă, e minunat Whisky Time. Îmi place foarte mult magazinul ăla. Pentru că este ca un fel de rai ascuns al alcoolicilor fini. Oh, ok. De ce? Pentru că este... Știi cum vii dinspre Moșilor, spre Foișor, că se desparte în două drumuri? Mm-hmm. Stânga, până stânga merg numai trolebuze și așa. Bă, și e colțul ăla așa, unde e o vulcanizare mare și blocul destul de așa. Fix lângă magazin mic. Whisky Time. Camera asta, Whisky Time, bă, când intri acolo, vezi, nu? Cred că au 200 de tipuri de whisky, de single malturi, romuri, vin, nebunii, bă, super tare. E un mic rai al alcoolicilor. Foarte, dar cine-și permite, că nu-i dă drojdie. Păi ce-mi place sunetul ăla. Păi ăsta era 170 de lei sticla și mi-a lăsat la 155. Atât. Deci nu era 170 de lei. 15 lei era țeapa pe care încerca să o trag.
Bă, dar asta da, cu tăria, nu știu, poate deci mai încolo 15 să, da, lei, am primit reducere și de 15 lei. Cheers, whisky time la foișor, minunat. Da, whisky time. Bă, cu tăria, să știi, cred dar că nu, o să mă ia. Deci cu gheață sau nu? E un cup de gheață. Trebuie un cup de gheață la whisky, neapărat. Deschid aromele. Da? Da. Ok. Da, și deci whisky time. Atât, asta a fost segmentul publicitar. Okay. Eu, vremea? Vremea. Bă, mă uitam, bă, băiatule, nu prea e voie să pui atât de multe femei bune dimineața. Mă uitam la Brăzvan și Dani, că mai dau de la zi, de la terme. Și bă, sunt acolo femeile alea care dansează, nu știi. La dimineața la Brăzvan și Dani, mai dau de la terme. Cum e vremea la fac terme? Fac emisiunea sau la terme. Ah, ok. Am crezut că dau, niște, uite, acum ne uităm cum e la terme. Niște femei care, da, care dansează. Dansează dimineața? Da. Asta, bă, și la 8 dimineața eu mă trezesc cu copilul și așa, la 7 și la 8 începe. Parcă, nu știu, pizda bună și dimineața. Parcă... Dar e ciudat că, adică da, te aștepți că au dansat toată noaptea și nu... Da, da, da. Nu trebuie să spun ce dracu dansează ce, la ora. Da, da. Ce om dansează dimineața? Da, da. Trebuie să fii bolnav că să dai rămas din dimineața. Club, au rămas din club și, da. Da, asta e, dacă ai dormit și dansezi dimineața, e ciudat. Dar dacă ai dormit toată noaptea, dacă ai dansat dacă toată noaptea, e ok. Dacă ai acolo, așa da, e ok, da. Da. Că au fost boabele bune. Da. Da. Asta e starea da, boabelor cu Răzvan și Dani. Și eu n-aș, boabele eu nu știu bune, dacă fac vreodată vreo emisiune, dar chiar nu o să pot să aduc o femeie bună, efectiv. Că o să mă uit la așa. Nu pot să mă abțin, efectiv. De ce a costat luat, mi se pare foarte tare. Că ei, știi, nu știu, la un cic club de, nu știu dacă era striptease sau ceva, și erau așa, doi băieți vorbeau și era una super bună care dansa și ei vorbeau, coi, trebuie să stai să te uiți la femeia, că e atât de bună și e acolo. Ea vrea să vorbești, nu? Bă, poate dar s-a uitat o vreme la asta. Da, te obișnuiești, dracu știi. Dar m-am uitat acum pe... Este jale ce-i pe Instagram. Că ziceai că ți-ai activat Instagram-ul. Să ți-l dezactivezi. Voi ați văzut că sunt femei care își fac reclamă. Dar, da. Adică nu pentru ceva. Da. Efectiv, își fac reclamă la poze, la dar eu nu fac nimic. Posturi, da. Adică cum ar veni pe Instagram, își dau sponsored post la poză cu ele. Și sunt niște femei care nu fac nimic. Care nu au activitate comercială, zic așa, nu e sponsor. Pur și simplu. Bă, da, nu, și am intrat pe Instagram, nu cred că o stau, pentru că în primul rând nu e, adică s-a atât de profesionist făcute pozele alea și la modul, te gândeai că un selfie e o chestie, bă, dar nu, no, cu no, cameraman, cu lumini, cu mamă, Jesus Christ, adică e foarte... Și sunt niște femei... Arții-farții. Știi care e problema, Vio? Că au și algoritmurile alea de inteligență artificială de pizda măsii. Așa. Și dacă dai de una, două femei bune și le dai follow, după aia umple feed-ul numai de... Găsește Instagram-ul pentru tine alte femei bune și dă de femei din ce în ce mai bune și ți le propune la modul... Ce zici șeful ăsta, poate, Și dacă mai dai acolo follow, nu știu ce, bă, ajungi la un nivel de calitate de femeie, adică calitate de arătoșenie de femeie, care deja nu mai e... Eu n-aveam chestia aia ta cu du-te dracu cât de bun ești, dar pe Instagram am simțit un colț de ăsta. Erau niște femei atât de... Bă, dar tu știi cum? Gen și porno, dar și inocente, știi oarecum copii la le față, combină, dar da, nu, dar cu un corp din ăla de zici du-te dracu ce e aia, frate? Super cu daia, cu dungulițe pe abdomen, cu daia, cu nu știu ce, și pozate în toate plajele și iahturile și pula mea și bă, deci efectiv te iau dracu. Sproaste, Teo, sproaste. Bă, nu e clar că sproaste. Aia e ultima redută, să crezi că sproaste și nu prea mai cred că sunt toate proaste. Bă, da! nu zic că e mai lucru de capuri, dar nu știu dacă sproaste și sunt și super bune. Să mai statuează unele din ele. Dă-le dracu. Tatuate. Foarte multe dintre ele sunt curve. Clar. Da. Și nu zic acum curve așa că să nu-mi place mie cum se poartă. Curve, curve. Curve că nu-mi place mie cum se poartă. Curve, curve. Știi că era site-ul alții de la cu tag de sponsor. Tag de sponsor, așa. Da. E, pe modelul ăla sunt foarte multe. Aproape toate sunt așa. Pe modelul ăla de Instagram, de, adică n-au niciodată niciun bărbat în poze. Da. Sunt în foarte multe locații exotice, sunt în multe mașini de lux, iahturi, nu știu ce, dar niciodată nu e nimeni altcineva în poză. Cât costă te o femeie din asta? Zeci de mii de dolari pentru că este piață internațională, vorbim de târfe mondiale, Vio. Târfe mondiale.
Înțelegi? Deci vorbim de ce puțin, fut deci și aici. Tu vorbești de... Deci din România sau... Nu, Rusia, deci Polonia, Rusia, America... Da, da. Ok, și da? Dacă eu... Să zic că nu-mi iau una internațională mondială. Da. Mi-au ceva local. Da. Cât poate să coste eu? Dacă ți-e local? Local. Că sunt și la noi premium, adică da, găsești. Da, da, da. Ceva 100 de euro trebuie. Băi, cred că se duce și în 1000 de euro. Dacă vrei tu să dai. Cred că cu 1000 de euro ți-e... Eu sunt curios cum... Fii serios. Wow, ce tare. Cum e viața unei femei de astea care efectiv are o grămadă de bani și nu face nimic decât să fie? Bă, la ce fază cred eu că-s proaste? La faza că ies foarte multe din astea pe care am văzut pe Instagram, aceste Instagram models. Bă, eu cred că e chinuitor, frate, tot timpul să proiectezi imaginea de mamă cât de mulți bani am și lux și că tot timpul se pozează suferind de ele așa în pat, știi? În pat cu o gentuță Louis Vuitton lângă ea, tot timpul e așa un fel cu pungile de la Gucci, așa un pic obosită pe un scaun. Da, da. E prefăcătorie, deși ele fiind femeile vin ușor. Știi ce mă gândeam? Cum se uită, pentru că toată lumea se uită la filme, se uită la Friends, mă gândeam așa, cum sunt alea târfele lui Dan Bilzerian sau așa? Păi sau alea târfele sunt astea? Da, alea. Uită la Friends, la episodul ăla când îi zice Phoebe, Ross și Rachel cu his lobster, care îți se moaie așa inima puțin când vezi chestia aia. Știi că, nu știți voi Friends pe de rost. Înțelegi? Mă gândesc ca târfă care face chestia asta profesională, adică te lasă rece. Te gândești, bă, poate ar trebui și eu să, nu știu, să caut pe cineva, să fie drag de mine, stau cu cineva, sau efectiv nimic. Bă, dar sunt și foarte tinere, mă. Bă, și, dar și tânără, ce înseamnă foarte tinere? 18 ani, 20 de ani, 21 de ani, de bă, ce problema să te gândești la dragul fetele visează de la 12 ani la chestia asta. Da, de ce ești, da. Acum chiar ești sexist. De ce nu crezi că femeile n-au și el chestia asta de rupiți de mine cât sunt tânără? Ce bă, n-au mă, oameni, mă, nu cred că dar nu au că chestia asta. Sunt proaste, dar, dar nu așa sigur au la femeile cu romantism. Nu e adevărat. Coaie, eu nu știu o femeie, indiferent cât de târf poate să nu se uită la The Notebook și să nu îi se moaie inima. N-ai cum. Bă, și Ryan Gosling. Și asta zic, totuși, cum te uiți la asta și după aceea vine unul, îți dă 1000 de euro și te fuți. Adică... Și bă, dar stai puțin, ce legătură una cu alta? Nu trebuie toată viața să fie numai să găsești tu relația. Deci acum chiar ești misogin, la modul femeile doar atâta vor în viață relații. Poate o vreme ți-am zis, vor să bea și să tragă cox până și să rupă pizda în ea. De ce nu? Pentru mai ales când sunt tine, ți-am zis nu, că... Pentru că nu m-au întâlnit pe mine. Gata, pleci mocanul, pa, pa. Ce bărbat poate să te atragă după ce tu ai deschizi Instagram-ul și 1 milion de followeri? Și dintre ea 1.100.000 care îți trimit mesaje și spun că tu ești o zeiță. Da. La ce nivel, adică ce bărbat îi captează ei atenția? Efectiv, nu după bani sau așa, dar să fie cineva care efectiv poate să o facă pe ea, să o miște cumva emoțional. Că mă gândesc că îți crește toleranța și îți strică cumva sistemul de reward în cap. Nu? Pentru că dacă ai 100.000... Da. Ce bărbat, cum trebuie să fie bărbatul ăla ca să vină să-i atragă ei atenția? Într-un fel anume, nu știu, aici bă, fiecare om are niște butonașe, vine unul care are ea în cap niște chestii, că trebuie să fie cu cărarea pe stânga și, nu știu, bucătar, pula mea, și, nu poți să știi. Și foarte ciudat că știi, tu ești, că asta nu se întâmplă acum, nu știu, 30 de ani, să știi că 1 milion de oameni se uită la curul și la țâțele tale, și vor tot să... Mamă, dar ce e asta pentru orgoliu feminin? Da, păi asta e, deci îți umflă ego-ul ăla, deci rupe orice... Înainte nu avea cum să cine avea gluma aia, mă, cu... Că străbunica mea, când zicea lui străbunica mea că e cea mai frumoasă femeie din lume... Nu știu. Avea ceva gluma asta, numai și nu vreau să o ciopărțesc. Era o chestie genul că e dată de exemplu chestia asta, că uite... Bunica mi zicea lui bunica mea tot timpul că e cea mai frumoasă femeie de lume. Da, nu e vreo că o iubea de mult, dar nu știa. Nu știa, da. E cea mai frumoasă femeie din lume. Din lume însemna celelalte 30 de femei pe care le văzut. Da, într-un sat. Dar în momentul în care deschizi internetul și vezi 1 milion de femei pe an, da, care și 200 de mii sunt gen, se bat pe locul întâi în lume, cea mai bună pizdă, după aia te uiți la ta, nu, tu ești cea mai frumoasă din lume, pentru mine ești, da, ești, Costel! Ce dracu zici? Da, vrei să treci aici, nu știu, când facem schimbul? Păi treci în locul meu, mă duc eu să fumez o țigară și treci în locul meu. Bam!
Haide, treci și vorbește. Hai, Costele, ne vii să ne zici povestea? O să... Ce? A, da, birul doar fumezi și după aceea îl... Da, da. Oricum, cred că sunt acolo o grămadă de comenturi de ce căcat caut omul ăla acolo. Costel și așteaptă roast. Ce? S-a îngreșat Costel de când... era clar, era clar că era... Aoleo, 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 ce e ce? Da. Au dat drumul oamenii la comenturi. Mamă, dar uite puțin concurs, concurs. Da, da, da. Cât îți pe... Măi, Dragnea, Costel e spart? Nu. Nu, nu, sunt doar bolnav. Sunt spart pe sănătate. Pe boală. Cât sunt acolo? Nice. Da, mă, să le explicăm la oameni, că nu știu dacă o să, dacă dăm Hai. Drumul la, la episodul ăla de, de sâmbătă, să și știe ce s-a întâmplat, da. Că ți-e rău, că asta e faza. Nu, da. Că la un dat ai dispărut. Sâmbătă am dispărut din episod. Căci nu mă simțeam foarte bine să stau pe scaun, nici astăzi nu sunt extraordinar, dar astăzi e mai bine decât ieri când am filmat episodul care o să vină după ăsta, după live-ul ăsta. Da. Și am dispărut și m-am așezat exact ca acum pe canapea, stând și mai, am mai zis o chestie despre vine-uri în discuția voastră. Da. Atât. Da. Oricum, ci că nu s-a înregistrat... Nu prea s-a tras video, nu știu dacă video, de ce să fie mai mult... Dar știi ce mă gândesc? Cum stăteai acolo ieri... chircit pe canapea și am văzut că arată canapea exact ca la casting couch. Da. Era un fel de după ce s-a întâmplat. Da, după da, ce da. A fost putută fata, cum mai stă un pic acolo. Oh, leo, s-a întâmplat ceva. Mă lași puțin să mai stau cea că mi-e rău. M-a luat cu frisoane. Da, da, da. Hai, hai, ce? Mi-am dat drumul în gura ta, nu s-a întâmplat. Nu, lasă-mă un pic așa. Așa. Ce ai mâncat că nu mi-a picat bine? Da, mă, e ok. Da. Băi, a fost interesant pentru că, ia, hai să încep introducerea așa, până vine la final. Da. Deci a fost o indigestie, o colică biliară. Aoleu. Nasoală. Nu-mi place cum sună. Nu-mi place nici mie cum se cum simte. Se simte. Nu recomand. Nu recomand nimeni. Nu-și mă nimeni. Colică biliară, never. Am niște băieți, corora. Nu, în fine, nu le recomand nimănui. Dar ideea e că m-a durut foarte tare stomacul și nu știu ce și în această situație trebuie să te odihnești. Dar am zis, bă, n-are cum să îmi fie așa de rău. Hai că văd de show-uri, după aia mă duc, mă odihnesc. S-a mai adăugat acolo la oboseală și faptul că sâmbătă am fost la show, când sâmbătă trebuia să stau liniștit acasă. Da. Stați și la podcast un pic. E o... risipă de energie. Tu și este. Bon Jovi, nu aveai ăla cu al Sleep Well I'm Dead? Și cred că și mai mulți sunt, nu numai Bon Jovi care are nu, asta. Avea da, piesă, avea da, el, da. Da. Tu asta ai zis, eu cât trebuie să fac frate, podcast. Frate, da, mă rog, am zis că nu stau foarte mult, da. Că îmi fac cumva timpul, dar și alea m-au solicitat și a doua zi aveam filmare pentru o treabă. Și am fost o dimineață cu Sergiu la filmarea respectivă să facem treabă, să nu știu ce. Până s-au montat setul, până s-au pus camerele, luminile. Știi că durează mâncața și gura ta, e mult. Stat acolo, am obosit, bă, și cum am început? Gata, tragem! Prima dublă, deja începeam să tremur așa. Am și la a doua dublă, nu mai pot să fac nimic și vă rog dacă se poate să luăm o pauză. Că... Mamă, și am început un tremurici, niște frisoane dintre alea. Eu știu cum sunt la public și exagerez dacă am și audiență. A, și deci de la tremuriciu ăla așa, eu am mai avut acasă tremurici dintre ăsta, dar fiind singur, problema mea, le-am asumat, erau ale mele. Tu și copiii, nu? Dacă nu-i vede nimeni, nu plângă. Da, 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 da. Și acum că mă și vedea lumea, cred că am tremurat mai tare așa. S-au speriat ăștia, frate, sunăm la... Deci a mers foarte bine, ai jucat-o perfect. Bă, frate, deci sunt foarte bun la capitolul ăsta, la exagerat, când e lume. Însă la podcast, când e cu public, sunt mult mai prezent acolo, frate. Da, da. Era, și boala a fost mult mai prezentă dacă da, am avut oameni. Să uităm, da. Oameni, ți-e bine? Nu am cum, n-are cum să-mi fie bine, mi-e rău, rău. Pe tine, dacă te găsesc cu vreo boală, primul pas, carantină. Nu că se ia, da. Dar să nu vezi alți oameni. Mă sănătoșesc mai repede. Public, da? Fiecare atunci de mine, se uită cineva? Nu, hai să retragem țita asta. Și, în fine, ideea că am exagerat. Am tremurat foarte tare și mi-am început să mă sperii, frate. Am început să știi cum e când începe să fie ceva mult mai tare decât
ești obișnuit, se adaugă și teama de moarte, atacul de panică, chestia de genul ăsta. Dacă mor, aoleu, și mi-au venit copii în gând, băgamea și toate nenorocirile ar fost, frate, trebuie să mă calmez. Și mi-au dat oamenii o pastilă, un suculeț și cu săruri mi-am revenit cât de cât, deși am tremurat vreo 3 minute în continuare pe canapea. Ce a fost foarte simpatic, a venit Sorin, bă, vrei să chemăm o ambulanță? Mi s-a părut cea mai bună idee, indiferent că s-a mai liniștit treaba, frate, deja simțeam o tensiune prea tare pe piept aici, nu era ok. Zic, frate, cheamă ambulanță. Până a venit ambulanța, deja trăgeam cadrul 2 din... Nu, adică a durat foarte mult, era o glumă, dar n-a râs nimeni, deci n-a fost. Și... deci n-a fost nimic, a fost zis o chestie care n-a râs nimeni, așa. Și după aia, când a venit ambulanța, parametrii, tensiune, un EKG, un nu știu ce, ca să ajung la partea cea mai nasoală, că, frate, trebuie să-ți facem o injecție în fund, care este o injecție... Era o doamnă, nu mai avem injecție, avem doar dildo-ul ăsta aici, extrem de mult. Se scoată capacul așa... Uitați-vă, deci capul e de unică folosit, dar îl desfac în fața dumneavoastră. I-am scos dar telefonul. Frate, și mamă, injecția aia, nu știu exact ce se întâmplă cu injecția aia, dar a durat un minut să mi-o bage în fund. Nu știu acum. Nu-ți desea buca sau? Bă, dar a durat să-mi bage în sistem substanța respectivă. Aoleu, mâncava gura voastră. Și eram când se făcea numai respiră, mai e un pic și minciună dintre ala ca la copii mic, mai e un pic, mai e o grămadă, nu mai e nu mă mai lua ca la copii mici că nu mai e deloc un pic, mai este o grămadă și când timp ce zicea încă puțin, a mai fost enorm de mult și gata și când a zis gata, a mai fost un pic acum și a zis bă, ar trebui să fie gata, da, din păcate așa e, după ce scoate mai doare cam... Aoleu, și a fost o nenorocire. Și culmea, deci în momentul în care mi-a intrat în sistem, că mi-a zis cam în 20 de minute, 30 de minute, o să-mi revin. M-a luat cu somn, bineînțeles, n-am mai avut frisoane, temperatură, n-am mai avut tremurici, n-am mai avut nimic. Mi-a revenit, m-a luat un pic așa, cheaun, a filmat cu Sergiu ce avea de filmat. Și după aia, ușor, ușor așa, a început să-mi revin, să fie cât de cât ok. Și mi-a venit gândul că medicina asta a ajuns într-un punct și medicamentele astea care sunt știute ca lumea, deci în cazuri de urgență. Dacă ai un concert, să zicem, ești Dave Gahan, că n-am alt exemplu, da, sau Amy Winehouse, dacă nu se droga fix înainte de concertul din Belgrad, cred că sunt niște doctori care îți dau ceva care în 20 de minute, 30 de minute te face la loc. Pentru că am văzut fără să... Dar întreba ce era? Băi, nu, n-am putut să fiu atent în acel moment. Și după 20 de minute deja plecaseră. Că am întrebat după aia, a fost cineva atent? Că a intrat la un moment dat și mi-a plăcut, a intrat o tipă de la agenție. A intrat când aveam eu siringa și făceam, ah, în fund. Și a fost, hei, lasă, mă aduc eu. Așa sunt artiștii, n-ai ce să le faci. Și zic ce medicamente cred că sunt pentru toți cântăreții cu bani ca să le dea cât de cât energie în niște situații, să zicem, extreme. Ăsta lui Dave Gahan când a venit la Cluj, când a fost meeting and greeting cu publicul cu vreo 4 ore înainte de concert, e filmat de un tip, un prieten, și era, nu se putea ține pe picioare, era uite așa, la lift, era foarte dubios. Mamă, și după aceea a intrat în concert, zdrang, 2 ore, impresionant, și e cântat și îți dai seama că a avut ceva care să-i dea... adrenalină ceva. O chestie, habar n-am, ce mi-a băgat și mie în fund, am fost după aceea, am stat până la 8 seara și mi-am făcut treaba, frate, aseară. Băi, trebuie să ne băgăm în fund mai des, asta zic. Eu trebuie să vedem de unde luăm lucruri. Da. Vio, vrei să... Eu atât. Și eu am fost odată luat cu salvarea. Pune cu bună. Da, am avut, eram la școală, la un curs... Și am început să am atac de panică, nu știam că e atac de panică, da. Și am crezut că am infart, da. Și nu știam cum să reacționez, că era curs, erau acolo 50 de oameni și eram și speriat și nu voiam, în același timp credeam că mor,
efectiv crea, deci eram 100% sigur că mor. Da. Dar nici nu voiam să zic ceva cuiva ca să nu râdă fie, da, exact. O să mor. Da, da, ce prost. Curioză, ești prost. Și atunci am doream să mor doar ca să le arăt că da, aveam știu. Dreptate. Bulangiule, ți-am zis eu că mi-a zis că mor, prostule. Da. Și nu știam ce să fac și m-a întrebat o colegă că dacă sunt ok și am zis nu, nu sunt ok. Asta e cel mai important, omul ăla care te vede, că tu ești găină și eu am fost găină așa. Dar dacă te vede un om și zice, bă, ești ok, de ăla te agăți. Da, da, da. Frate, nu sunt ok, ajută-mă okay, tu să spui la oameni frumos, că e rău. Fratele ăsta e rău. Ha, 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 ha. Și vrea și ea să mor tu ca să puteți amândoi. Și m-a întrebat dacă sunt ok, am spus că nu și a zis ok, hai să mergem afară. Și știu că eu, deci era, când ai atac de panică, ești sigur că mori. Primul, atunci, da. La primul. Și am ieșit, la primul, da. Și ieșeam pe ușă și nu știu cum, cumva în capul meu era, uai, mi-am uitat mobilul. Mă gândeam la mobil că mi l-am uitat și eu credeam că mori, foarte ciudat, foarte românesc din partea mea. Și m-am dus afară, ne-am dus la cabinet, acolo era un psiholog și că putem chema un psiholog dacă e, cu ce mă ajută un psiholog. Să-ți fac așa pe psihic. Stai să vedem de o canapea. Exact. Unde nu, avem canapele? Psiholog de urgență, o canapea în spate, știu, o aruncă. Așa, o chestie dintre aia de la Intex, dintre aia de... Zi, stai că zi tu mă copilărie. Stai cu mine, stai cu mine, stai cu mine, zi, te iubim, mă ta, te iubim, mă ta. O canapea glomfabilă. Glomfabilă. Acum așezi. Ce s-a întâmplat? Și da. Până la urmă o chemat salvarea, m-a luat cu salvarea, n-am mai avut nimic, o trecut atacul de panică până au venit. Da. Dar ceea ce era cel mai interesant e că era chiar la un curs de inteligență emoțională, de emoții, și era un video cu o tipă care zicea ceva de hipnoză. Și trebuia toată clasa, în timp ce am avut eu atacul de panică, și puneau și-au pus mâinile așa și țineau așa și încercau, nu știu, era un exercițiu de hipnoză. Deci... Și pe care făceam când eram mici. Era asta. Da, exact, chestia asta. Mă mișcă degetul ăsta. A, nu pot să-mi fac mici. Bravo, v-am hipnotizat. Acum sunteți găini. Votați PSD, toată lumea. A, nu vine să cred. Și primul meu gând atunci când am făcut chestia asta eram, aoleu, o să mor și toată lumea din cameră, ultima mea imagine o să fie cu niște oameni care țin așa mâinile, știi? Și aia au crezut că din cauza la video am făcut eu atacul de panică și imediat după ce am plecat au stins video. Că s-au panicat că de acolo mi-am luat eu. Da. Foarte bine. Da. Ei în inteligența lor emoțională s-au gândit că tu cu inteligența ta emoțională te-ai panicat. Dar ce film și-a luat ăsta? Că venea ăia, dacă e să fi murit, se rugau așa cu mâinile. Tatăl nostru. Ajută-l pe sufletul acestuia. Da. Bun, bă. Care vrea să treacă aici? Sergiu, Toma? Bine. Păi și ești noi tu? Ce bine, facem? Ești tu? Bine, că păi și stau eu cu Sergiu și Toma? Nu mă, mai stau eu un pic. Păi hai. Cine intră? Avem o groază de oameni care comentează foarte mult și nu putem să ne uităm la comentarii ca să știi ce se întâmplă. Okay. Telefonul, să nu-ți... Întrebarea mea e, ți-au băgat ceva în fund? Nu. Salută. Deci fără fund. Salut frate, ceau. Aoleu, frate, e minunată injecția. Ai, ce tare! Bă, salut Cristi! Asta chiar îmi place, asta trebuie să... Fac oameni mișto de șapca mea. A, da. Că m-au luat că să arăt ca un Pokémon trainer, dar asta este o glumă foarte bună. Fii atent și mi-a comentat unul. Teo, cât mai e un Big Mac? Excelent, bravo! That's nice. Shandor Eric, bravo, atât. V-am adus un cadou. Yay! Ce tare. O sticlă de șampanie. Exact. Fă gluma tu. Fă gluma, frate. Am luat o sticlă de... Hei, tău, v-am adus un cadou. Ah, stai, așa. Ei, ce tare, mersi, ne-am bucurat de două pentru aceeași căcare de sticlă. Doar că... pentru el, da. Da. Ce ai zis? Dați-mi pe cea mai mare pe care pot să o car. Că e mică. De asta e amuzant, da. Că e mică. Dar tu ce faci? O să bei whisky? Asta am luat-o. Să bei whisky? Îmi pun peste gheața aia în whisky. Wow. Este impresionant. Eu zic că în 2 ani, 3 ani o să bei alcool ca lume. Eu cred că o să umble Beat Moore, că să... Da, frate, o să urce la show-ul lui... Cine vrea să intre în locul meu?
Cine e următorul? Auzi, eu cred că peste 2-3 ani dacă se apucă Toma să bea, o să începem să auzim de alea cu gândește-te că s-a luat la bătaie cu 4 jandarmi. Frate, gândește-te la ce, ce? La ce nivel eram noi când beam așa? Acum câți ani? Nu știu, la mine sunt vreo 7. La sunt vreo 7-8. La în 7-8 ani o să bei cantitatea asta. Dar de unde, de ce faci presupunerea că acum am început să beau atât? Pentru că te-am văzut și data trecută că ai băut doar un singur pahar de vin. De ce judeci costele? De ce judeci? Data trecută nu era, nu era tare, nu, că eu atât beau. Și te oprești? Beau, da. Eu să știi că îți dau 7 ani și o să te văd, o să te vii oameni, da. Bă, Costele, pare rău că n-am venit la nicio nuntă, bă. Am lipsit la toată bucuria acum, prietenilor. Sincer. N-am niciun prieten adevărat. Tu crezi că o să fie singura nuntă la Natanticu? Te întreb sincer acum. Crezi că nu o să mai am ocazia să merg la Natanticu la nunți? Oh, să se aplice niște unguent pe aria afectată. Băi, da, este foarte mișto că ai zis asta. Pentru că hai să facem un sondaj și crede că da, nu, e adevărat. Și o glumă foarte bună. Să o păstrez și pentru... E mai mult roastul în Atlanticul sau cum mi se mai spune slujba. Da. Parastas. În fine. Ok. Da, bă, mulțumim mult pentru șampanie. Da. Plăcerea a fost de partea celor. S-a întâmplat vreodată să desfaci o șampanie dintre astea? Este la fel de înspăimântător momentul în care desfaci și simți că iese dopul, că face pow și se întâmplă. Ar trebui să fie că am adus un șuturi de la Quintely. Ai pus un șnur și i-ai dat așa cum făceam cu mingea pe vremuri. Chiar dacă e să ne amintim acum cu de... Cu cheile, așa mă rog. Da. De la gât și mingea pe care eram plasă și îi dădeai și aulă, te da. Mișto, mi-e plăcea. Da. Impresionante jocurile copilării. Și era plasa aia de cu ochiuri mari, cu da. Năvod așa de... În care era mingea de basket în care dădeam cu șutul. Da. Eu atașeam. Mai era o chestie la mingile de basket, nu știu dacă se aplică la toate acum sau dacă cum s-a dezvoltat industria mingilor de basket la noi, dar pe vremuri în Bacău, când îmi luam câte o minge de basket, era mare panică să nu-i dai cu piciorul în ea, că o da, strâmbi. Da, o faci o vală, da. Că o faci o vală. Asta la noi. Bă, frate, și eu când aruncam, nu știu dacă tu ai jucat vreodată vreun basket, sport. Nu, eu am jucat... Eu am jucat sportul Artex eu așa vorbesc. Fața da. Blocului. Da, dar la asta, frate, dacă dădea cineva un picior mai tare, pe dinăuntru avea o plasă. Eu care... nu cred. Noi am avut mingile astea care erau ca un... Și faptul că credeați voi ceva despre nu înseamnă că era adevărat. Frate, care treaba? Când dădeau mai mult sau jucai fotbal cu ea, într-adevăr, făcea niște gâlme. Da, dar da. Nu era de gâlme alea. Făcea o vală și sărea, o dădea, era ca mingea de rugby. Da, sărea, da, da, era și dâng. Da, mă, dar eu nu ți-e chestia. Bă, Vio, e adevărată chestia asta? Că eu nu cred că dacă dai cu piciorul într-o minge de basket, suferi un șoc mai mare decât atunci când o dai de pământ. Nu are nicio treabă, mă. Bă, adică nu ți s-a întâmplat niciodată cu o minge să prindă gâlme adică sau ai jucat? Adică să nu poți să suși pula când... Pă bune! Păi asta zic, mă, nu, erau unele care erau făcute prost și când se mai nu aveți mingi oficiale în Bacău? Nu cumpărați? Nu, Spalding în Bacău a ajuns odată cu anii 2008-2010, pe bune. Doamne, erau niște magazine în magazinul, niște magazinașe în marketul imens, Luceafărul, de care eu, unul și oamenii din cartier de la mine nu s-au atins niciodată, cum erau Adidas. Astea erau hainele de firmă. Aia a rămas chestia asta, mamă. Ai haine de firmă? O paralelă bună, dacă erau 99 de magazine, cu, chiar cu Luceafărul, în care unele strofe nu puteți să le înveți. Pur și simplu, nu intrau. Nu. Pe ultima o știai. Da, frate, și cine avea, era un băiat de asta, am mai zis-o, care juca basket în liceu și își cumpăra numai Air Jordan original din București, se ducea în București să-i cumpere și când venea îl ura toată lumea din jur pentru că e costau vreo 4 milioane, ceea ce noi n-am fi dat neam. Maică-mea cu 4 milioane
ne cumpăra la toți copiii haine, chiloți, pijamale, cadouri de Crăciun. Îmi place că ai prins accent pe chiloți și pijamale. Da, 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 ne cumpăra la toți chiloți, pijamale. Spune, păi așa zicea maică mea. Eu cu 4 milioane îți cumpăr chiloți, pijamale, papuci, papuci de casă, Adidas. Bă, Adidas, că era, să pune altfel accentul, da, moldov. Da. Adidas, unde 4 milioane pe niște lucruri pe care ți le cior să ieși? De ce? Cior să iei, nu știi? Nu, ne, nu e cior să iei? De la gearsă. V-am zis, da, anșchilopat, cior să iei. Nu bate, vă băgați bate peste... cupa și bate cuba, e același nivel de... Da, bate ce? Cupa. Bate cupa? Da. Cupa sau cuba? Cuba. Este în fight. Moldova? Nu, nu avem. Cupa? Bate cum o să bați cupa? Ajungea, bă, de la, ajungea din București, ajungea cuvântul ăsta în Moldova, noi îl luam, îl moldoveneam și după aia veneam și în București. Și după acum veniți înapoi în București să ne dați de parcă că ei știau, da. E cupa, mă, cum? Bă, un șchilopat, este, hai frate, termină cu prezent, este ciorsăit, este ciorsăit, e chiuvetă. Nu, asta e, e de la altul. Alt. Bine, n-am înțeles niciodată de unde venea asta cu cuba, în orice caz. Adică... Bate cuba. De asta noi aveam o logică, bate cupa. Și care era logica, mă? Că e la fel de lipsit de logică. Că ții mâna, ții cupa în mână. Și oamenii mai dau cum mai dau oamenii în cupa. Da, da. E mai aproape de fericire cupa. Cum ar veni, ai două cuba. Cupe că ați câștigat amândoi și bați cuba. Deci cupa. Asta era o chestie, dar asta ce treabă are asta cu da, cupa? Da, dar n-avem cupe. Cuba au bătut-o americanii în 1957. Și noi cum să știe Bacău că are o strânsă legătură, da, cu America. Cu America? E înfrățit Cuba. Cu Havana, înfrățit, da? Da. Oraș înfrățit cu toată țara Cuba. Cu Cuba. Și tăiat și scris Cuba. A, da. Încă o mică chestie și după aia lasă pe următorul să vină să mai comunice aici. Nu, nu, stai aici, că eu ies. Este foarte mișto că am ajuns în, de pe drumul de la Brașov la Iași, în zona Târgu Secuiesc, Sfântul Gheorghe, da. Covasna și așa mai departe. Și, bineînțeles, când am ajuns acolo și toate numele sunt scrise biling și așa, aia era un sat care era așa, în română Osuh, și în maghiară Usoh. Deci eu cred că cuvântul ăla era pentru ambele limbi Osuh sau Usoh. Dar pentru că era ura asta între români și maghiari, nu au convenit să fie. Ce vrei să facem, frate? Să scriem Osuh și jos Osuh? Da, 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 da. Ești prost? Dar noi suntem maghiari, păi, și români? Păi nu, păi se înțelege care e limba română și care e limba maghiară. Frate, spunem român atunci. Dacă eu spun Osuh la fel ca... Ai Suho. Ai Suho. Și a fost foarte drăguț așa. Eram, bă, aici se vede că v-ați certat. Aici e clar o ceartă și n-a fost la modul... Dar sunt români care sunt în română. Și foarte lung, da. Cum da, este da. Sunt Ioan, Sfântul Ioan Luca, care are pe dedesubt să iure, bă, nu știu. Deci e povestea lui Sfântul. Dar e povestea lui Sfântul. E scris mica la mine. Era seară, asta e. Era seară. Și pe sfârșit este și cu dracu care... Este foarte drăguț, am văzut undeva, mi-a trimis de fapt profesorul meu, pe care îl respect foarte mult, Marius Gâlea, este profesorul meu, doar că odată am... Nu, nu. Stay on point, stay on point. Ah, shit, stai, nu, profesorul meu celălalt. Doi, doi a avut. Cred că se uită niciunul. Ba, eu cred că se uită, că la un moment dat mi-a zis într-o zi, bă, Costele, vrei să-ți trimit niște poze fanice? Fanice le mai primesc eu, bancuri, glume, trala. Falice, și... poze falice, vrea să-ți trimite poză cu pula aia, vrea nu, să... Dacă se termina la o poză cu pula, da. Da, era, dar faza a fost că mi-a trimis o glumă, da, și era. Am răspuns, ha, ha, ha. Aia a fost, râuri au curs, chestii aglomerate, plus 46, mai intram pe WhatsApp-ul lui și mai erau plus 69 de notificări, eram numai de la Marius Gâlea cu filmulețul, cu asta eram, dumă, nu mai da nume spus. Pe piese. Da, mă rog, este, nu e ceva atât de grav. Și ea îmi mai trimitea, nu că acum chiar îmi dau seama că nu e nimic grav, că n-am băut nimic. Dacă n-am băut, ziceam, și apropo că am înșelat-o pe nevastă. Ce bine că ești treaz. Da, așa că sunt treaz, nu o să zic lucrurile astea.
Faza este că și filmulețe și unele dintre ele erau foarte porno, la chestii, pis de goale, nu știu ce. Și zic, domn profesor, vă rog eu frumos, am... Deci eu nici nu știu, știi genul ăla de om, fii atent, știi genul ăla de om care alternezi între dumneavoastră și tu? Da, mă. Ce faceți, domnule profesor? Ieșim și noi la... Nu. Da, știi când este, ce mai faceți, domn profesor? Te rog, dacă se poate. Bine, bă! Și tot te simți prost când zici, bine, bă! Hai, bă, și pe aia când înjură domn profesor de față cu tine, care n-a făcut asta niciodată în facultate, ești... Este profesor din facultate? Da. Ah, de la teatru. Din liceu, mă. Nu, de la teatru. Și de la teatru. Da, mă, da, pe de asta zic că nu e nimic grav. Și i-am zis, domn profesor, vă rog eu frumos, nu vă știu așa, acum când trimiteți astea, este aflu... Dar zice, vrei să zici că te spun eu. Mă gândeam chestia asta că dacă faci stand-up, automat da. Trimit glume, dar n-ai face, nu știu, dacă ești prieten cu Simona Halep, Simona Halep îi trimis clipuri cu tenis. Tenis, da. Masectomii! Cu masectomii, da, drăguț. Atât, asta este. A, da, asta? Cam atât. Bă, da, e o chestie. Eu am, până cu ceva timp, am mai tot primit și de la taică-miu uneori, dar mai rar, dar de la un prieten bun de la taică-miu, primeam glume pe e-mail. Ei erau... Parte de da, îmi trimitea e-mail cu un banc, da, forward, da, de 4 ori, da. Cu un banc sau ceva, știi? Și era înduioșător ăsta, e cuvântul, da. Efectiv înduioșător. Nu era nimic deranjant, nu era nimic amuzant, dar era așa un pic, era... Primi și PowerPoint-uri. Da. Și PowerPoint-uri cu caricaturi. Stai să zic că de, asta, de la asta am plecat. E, și mi-a trimis mi o glumă. Asta, am primit și PowerPoint cu un banc făcut în mai multe slide-uri în PowerPoint. De parcă, ok, da. Deci a intrat bulă în bar. Bun. Până aici înțeleg. Expozițiunea. Next slide. Mi-a trimis printre unele care sunt, vă, Leo, nu mai vreau să mai citesc așa, au fost unele care erau foarte mișto. Cum ar fi că de ușor este să înveți germana? Mm. Era o poveste cum fac ei cuvintele și cum cât de ușor este să înveți germana și era o poveste foarte mișto, dar îmi pare rău, doar dacă aveți timp să vă povestesc. Să vă citesc, dacă nu, n-are rost. Eu zic să intre Sergiu, dacă vrei să hai citești. Hai, Sergiule, vin încoace Sergiu, să citim această să facem... glumă și să o analizăm. Dar e timpul... veche. Nu merge cu la Valer acolo? Cu... N-are rost? Microfonul nu merge? Când da. M-a tărat în... Nici cu microfonul nu merge? Și e funny. E funny, da. Nu o să fie panic, nu o să citești. A, vrei să o citești? Tu nu, de citit, în sensul că e greu de citit în germană. Greu de citit în germană aia, da. Asta zic. Atunci, so f**k it, be it, o punem... Citești-o, da? Da, pe ai zis-o, acum trebuie să o citești. Băga mea și așa, așa. Nebunească lumea. O să nebunească lumea grav. Plus că Sergiu știe să râdă oricum, deci nu e... Da, la asta mă pricep. Am apreciat la special meu, dacă ai auzit. Am mai comentat lumea că s-auzea că râzi. Da? Deci le auzea 700 oară. Da, este un om foarte... Uite, hai... Uite, haide să vă spun gluma asta și Sergiu, explică-mi și mie pe parcurs unde, așa. Care sunt, cum să zic, care e schema glumei, care sunt, nu vrei să facem asta? Bine, atunci doar o citesc repede ca să scăpăm de-a. Limba germană este simplă. Ce este asta? Bine, nu. O persoană cunoscătoare a limbii latine și obișnuită cu declinațiile o învață fără mari dificultăți. Profesorii de germană spun acest lucru la începutul fiecărui ciclu de studii. Se trece apoi la inițiere în der, das, den, des, dem, etc. Și din nou se reamintește că tot restul este de o logică elementară. Ca să le ilustrăm aceste afirmații, să luăm un exemplu practic. Pentru început să deschidem manualul de limbă germană, m-am plictisit eu. Da. Hai să o lăsăm în morții măsii și să ne vedem de treabă. Totul sau doar... Căci n-are rost. Sergiu, tu ai fost acolo când s-a întâmplat povestea. Ai fost și la când s-a întâmplat povestea și când am povestit. Da. Când deci, a venit salvarea după tine. Da, atât, da. Nu mai... Mi se pare mie ciudat că eu tot încercam să strike up a conversation cu tine și tu nu ziceai nimic și eram, bă, dar ce se întâmplă cu Costa? I-am dat drumul. N-are nimic de zis. Da, a fost destul de dubios.
Bă, bune, frate, da, ce, este, ce drog... Are o problemă cu mine? Sau așa. Acum. Ce faceți? Așa, exact. În primul rând, Sergiu și Toma, împreună cu mulți, mulți alți invitați, faceți podcastul Ceva Mărunt. Da. Este, am un microfon? Podcast... Aud? Da. Un podcast interesant, cu discuții și glume, în care promovați lucruri interesante. Asta o să fie descrierea de acum încolo. Un podcast interesant, cu discuții și glume. Cu discuții și glume. Mai faceți, care a fost cea mai mare nebunie a voastră, dar numai voi doi? Nu vorbim acum când a venit cineva și a făcut o nebunie. Nu, voi doi, ce nebunie ați făcut. Care a fost cea mai mare nebunie? Era acolo. Fără cap. Uite, păi pot să zic, care a fost cea mai mare nebunie? Altceva. Deci? Nebunie în ce sens? Uite, nebunie, să zicem, un moment în care ați izbucnit atât de tare în râs de la o chestie spusă spontan, o glumă. Nu, nu e cazul verde la podcastul aici. Nostru. Da? Bine. Tu, Tom, ai făcut ceva la un moment dat? Bun, dar ceva spectaculos așa, care să rămână... mai țin minte episodul 14 sau 29 sau... Voi ne ajungeți. Și... S-a întâmplat. Vă ajungem doar pentru că ați avut la început, le împărțeați, da, de asta. Dar, nu, da, n-am avut. N-am avut nimic. S-a oprit camera la un moment dat și am continuat să vorbim. Scurva. Extraordinar. Da, episodul 24. Sau nu, cred că la 24 nici n-aveam, că nu filmam. N-am făcut nimic. Dar pe drum... Știu, am zis la un moment dat, deci cea mai controversat subiect, dacă vrei, exact, a fost când am zis eu de Halep. N-am zis neapărat de Halep în sine, ci de m-am luat de tenis. Da. Zis eu de la tenis că nu sunt de acord cu câți bani să câștigă, cu doar cu dai într-o minge și iei 2000 de dolari. Și... E greu, trebuie să trei seturi întregi, trebuie să joci, să complicat două la femei. Că... Da, e trist. A zis eu că sunt mai proaste, deci și... oricum vă dădeați seama că da. Deci când mai se mai vorbește ce? Despre vreo femeie, să nu uitați că Vio ori gândește, ori zice. Cel mai tare, mă, că să uita Geo în ultima vreme, s-a uitat că a fost iarăși tenis, cel mai tare mă enervează cum să șterg ei așa și pe aia aruncă prosopul și se uită. Și ăla fuge repede și îl prinde prosopul și îl duce, pleacă băiatul ăla. Efectiv, e singurul joc la care sunt mai mulți oameni în prejurul lor decât jucători, da, care să-i ajute să prindă prosopul, să-i dea minge. Și tenisul de masă este solicitant. Da, mă, dar acolo n-ai oameni care fug după minge și care îți dau prosop și care te chinui singur. S-a căzut mingea pe jos, te apleci în pula mea și o iei. Aici mi-a căzut mingea, vreau mingea aici, vă rog. Este foarte interesant că știi care e. Și o primește și pe aia nu-mi place. Nu-mi place mingea asta. Așa, fix așa e, dă două mingi. Nu, asta nu-mi place. Dar e la fel cu cealaltă, e din același pachet. Dar o simte, mă, simte material. Dar nu asta. Aristocrația care jucau tenisul vine din zona aia de, da, bogați. Înțeleg, da. Sunt bășind oameni bogați, nu e, n-are de face cu sportul. Cu... Dar care e diferența între mingi? De ce nu-i place oamenii una din ele? Oamenii bogați au păreri, Toma. Au păreri foarte multe. Ei simt mingea. Da. Ei simt mingea la modul, aoleu, cu asta pierd. E totul de noroc și de mama asta e pierzătoare, e păcănele la ei. Aoleu, nu asta că e pierzătoare, asta, hai, îmi dau toată încrederea în asta. Aud. Nu, nu e așa. E asta, două pe e așa. Cealaltă. Nu-mi place asta. Dar știți, la muzică, nu știu, nu, de ce mai muzică. La muzică există muzică. Mai multe genuri. Așa. De, stați așa, ascultați-mă. Wow, 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 wow. Înainte să vă aruncați. Înainte să vă aruncați. Înainte să vă aruncați repede cu poposele. Mai bine să afli de aici decât de pe stradă. Deci. Sunt mai multe genuri de muzică. Depinde foarte mult de fiecare gen muzical în concerte, de oamenii cât sunt de curați sau îngrijiți, de cântăreți cât sunt de curați și îngrijiți. Uite, dau un exemplu. În hip-hop am văzut foarte mult. Ce depinde? Stai că nu am înțeles. Depinde de mai mult, dar ce depinde? De, uite, rock-ul. Să zicem care este mai cu nespălați. Așa, ai văzut că mai nu vin cu prosoape și sunt... Am încerte, frate, asta era treaba lor. Veneau și...
și curgeau machiajul ăla de la... Așa, și nu se ștergeau, că ar fi fost oribil. Stăteau în putoarea lor și miroseau transpirație, spuneau mulți oameni. Și la hip-hop, la hip-hop vin cu prosopul, frate, au grijă dintre astea. Hip-hop care ai văzut cu grijă. CTC, au Carhartt, prosoape, mamă, cum s-au transpirat un pic, mamă, mamă, e cald, pac, s-au șters un pic. La operă, la simfonie, pardon, nu la operă, la simfonie, au cabine de duș. Deci oamenii ăia când coboară frumos de la... De aia sunt așa mulți, că pleacă, ies părând, să mai fac duș în timp ce se cântă. Ăla cu... Du-te, frate, fă un duș, mâncați așa de la ta, că de la aia... Că nici măcar nu ai auzit, iau, atins la astea auzit. Eu am zis să lansez un episod, un subiect, dacă nu vreți, ia, haideți. Cine vine acum? Hai, să vină cineva. Pentru cine vine? Ia moca, treci tu. Hai, Viorel. Hală. Asta e singurul subiect pe care l-am dat. Și frisoanele care m-au luat în acest moment. Iar te-a luat? Bă, da, dar vă rog să nu vă uitați la mine în acest moment. Mă mare rugăminte. Cât e mai tare. Așa. Zi, Viorele. Unde mai avem noi bilete de vândut în turneul nostru? Unde avem sold out la Cluj și la Timișoara și Timișoara. La... Exact. Unde mai avem bilete? Unde mai avem bilete, Cristi? La... Și la studio-intul ăla. La Alba Iulia. La Alba cred, Iulia nu? Mai avem. Oradea. Da. Și Sibiu. Da, foarte puțin la Sibiu, ca să nu bată la ochi. Am zis deja 30. Da, da. Dar la Cluj, din ce am înțeles, suntem soldat, da, cu show-urile, suntem soldat cu podcast-ul. Două show-uri. Suntem, da, bine. Da. Suntem pe o pantă ascendentă. Când credeți că o să-i detronăm pe Teoviu și Costin? Facem noi echipă. Dă-i morților! Eu asta zic. Îi mai lăsăm una de zi și după aceea îi dăm jos. Efectiv, așa atârnachii mi se pare că sunt. Serios, atârn efectiv. Atârn pe unde trebuie. Asta mi se pare. Da, e important să schimbi atârnătorii, da, la, da, timp. Uite, vezi, am simțit ca un parazit din ăla, am simțit că n-am, da, să mai suc de la voi și hei, ce facem? Facem noi un turneu de vară, Viu, da, peste 20 de ani, părul alb, cât mai are în cap, da, coaiele până la genunchi așa, cu vreo 2 de 20 de ani mai pe val așa. Nu, ia să boy faci, band. Dar ce mai facem? Ia să nu mă se ce am avut când spectacol? Am împreună? Am avut la grill acum, a fost Vio cu mine și cu Sergiu și în deschidere cu Sergiu și cu Drăcea. Drăcea, da. Cu, adică să duce o etapă și mai își pregătește, știi? Suntem, da, noi acum, e cu noi, dar e următorul o să fie... Deci 6-7 ani cu Mirica și cu Băra, nu? Da, ca o pisică, fac caca la lădiță. Ca să nu intre... Dar am văzut clipul ăla când ți-a făcut injecția, într-adevăr, te înțeleg cu închisoarea. Ce cură ai, bă, băiatul. Și bombat și neted. Wow, nu știu dacă ați văzut curul Costel. Eu am văzut, am filmat, eu eram acolo. Tu erai acolo, ai, da, filmat, da, da, ai văzut? Da, da, da. Nu știu dacă ați simțit, dar când i-a făcut injecția, erau 3 mâini pe fundul lui. Deci, într-adevăr, băi, ardul legal că n-ai numai. Da, ar trebui să-ți fie frică, da. Bun. Am rezolvat-o pe asta. Ce mai avem? Voi ce așteptări aveți de la acest podcast? Eu nici, era să nici nu vin. De ce? Cu ploaia? De lene. Nu, de lene. De am fost toată ziua plecat. Dar mi-a zis la cine pese. Vine. Da, da. Da, da, da. L-am întrebat pe toxul cine vine și când mi-a zis cine, a zis hai să vin eu să pun și eu umărul, că nu se poate. Dacă era, da, doar așa... Da. Da. Cam, da, mult. Uite-te și ia-ți... Da, în cazul ăsta, pa. Ia-ți, ai vreo geacă, pune-ți geacă pe tine. Pe tine. A, așa. Așa. Hei, că, da, unde rămăsesem. Bun. Haideți, nu, lasă telefonul, hai să vorbim. Ce, trebuie să vă întrebi ceva? Treabă-ne tu. Păi nu știu, suntem invitați acum. Toată lumea a zis la toate podcasturile, la toate celelalte podcasturi între tu și toată lumea zice cât de mult, ce amuzant ești, ce mult vorbești și așa, în afară de aici. Da, mă, nu știu, e ceva cu... Ce e? Nu știu. De ce nu... Nu știu.
Și Joe m-a omorât după ce a fost cu, a pus podcastul cu tine. Așa. În casă toate, ah, ce amuzant e Vio, ce. Băi, acolo trebuia să am zis că ai prietenă, dar nu. Compensez pentru că mi s-a părut, deși Băra zice că a fost ok, mi s-a părut că am fost prea dark așa la podcastul cu Băra. Da, zice că n-a fost așa rău, dar mă bucur. Și după aceea am zis, bă, a trebuit să dau alea cât de energie să fiu mai așa, că prea am fost. Paranteză, a scris cineva un coment, bănesc că nu l-ați văzut, că mai la început mă uitam. A zis că ar fi fost un nume bun pentru podcastul vostru, Între Băra. Între Băra? Da, chiar era Între Băra, de la Între Show-uri, Între Dar, Bare, Între Băra. Eu spun că ți-a zis Băra. Când ai fost la restaurante, ceva, facem asta Bara Bara? Bara Bara. Bara Băra. Da. Facem nota Bara Băra? Bara Băra. Asta e de la Unitel, nu știu asta. Ce? Între Bara Bara. Da, când faci și un ceva jumijuma. Bara, bara. Și atunci nu zici jumijuma. Da, știu. De... Vezi? Da. Deci eu nu știu de asta. Nu trebuie să mai răspund. Pentru că nici nu ieșai din casă, Bramă. Da. E adevărat. Bara, bara. Spre deloc. Și oricum nu împărțeam cu nimeni. Și oricum nu împărțeam cu nimeni. Deci nu mai zicea nimeni dacă facem bara, bara. Bara, bara. Voi știați de bara, bara? Da. Ce-i ziua? Așa, deci am discutat despre târfe. Ce mai avem discutat? Podcasturi. Voi ce podcasturi mai ascultați? Eu n-ascult niciun podcast. N-asculți podcast? Deloc. Mie mi se pare că mă întinez după aia, o să încep să am idei ce vreau să fac un podcast. Aveți târșa asta de, cum zicea Bill Burr, că nu se uită la specialul lui Doug Stanhope, că nu vrea să-l influențeze să facă glume. Niciodată nu se uită la special. Zicea că se uită la stand-up doar când se nimerește într-un club și e omul care face și atunci se uită, dar în rest nu are niciun special la nimic. Eu mă uit la foarte multe. Da? Da. Și nu simți că, nu? Nu. Și a mai scris cineva în comentarii că este Stuart Lee pe 28. Da. Pentru tine a scris. Da, suntem și noi. Ce tare. Păi pe mine mă ajută să mă uit la stand-up la alții. Mie îmi place să mă uit la stand-up la alții. Adică să vin și la show-uri și provider. Să mă și uit pe net la ele. Știi care e faza? Eu cred că e ori tot, ori nimic. Cred că ori nu te uiți la niciun special, ori te uiți la atât de multe încât n-are cum să te mai influențeze. Încât nu te mai influențeze, da. Încât să uiți de unde ai furat. Pe de altă parte... Că mă uit la Bill Burr și asta... Eu m-am uitat de curând, aseară chiar, m-am uitat la un video cu un tip care vorbește despre criptomnigia. Criptomnigia este... Atunci când uiți... Procedeul ăsta, în care uiți că te-a influențat ceva, că ai văzut ceva și inventezi tu ca și cum e ideea ta. Eu fac asta. Dar toată, și Sorin face asta și dar Sorin cred că mai mult îi vin chiar îi vin ideile alea. Da, se întâmplă să fie. Dar și mie mi s-a întâmplat să fac asta și să fie exact. Și zicea tipul că a pățit și el, el e fotograf, filmograf, chestia asta. Și zicea că a făcut un video care era aproape identic, l-a făcut pentru un client foarte mulțumit și pe aia peste o săptămână l-a sunat, ce până mai faci, mă, că e exact ca altul pe care și-a adus aminte că l-a văzut cu ani în urmă și l-a făcut identic. Și ce vreau să zic este că îl ducea spre direcția asta în care încerca să dea soluții, cum să eviți treaba asta. Și a zis, nu prea, e foarte greu să o eviți total când te apuci ceva și faci ceva să nu dai în ceva ce s-a mai făcut, mai ales dacă lucrezi foarte mult în domeniu și te uiți la foarte mulți. Dar ultima dintre soluții pe care o propunea și care mi s-a părut e un pic controversat, zice să pleci în loc să pleci de la un blank canvas când faci ceva, să iei o lucrare gata făcută altcuiva și să o modifici pe aia până nu mai seamănă cu ea. Pentru că dacă pleci de la nimic, vei tinde să te duci pe un numitor comun spre ceva ce s-a mai făcut deja. Dacă pleci de la ceva ce s-a făcut, o să vrei să te depărtezi cât mai mult de chestia aia, astfel că să nu mai fie chestia aia. Și modificând-o, pleci deja de la... pleci în direcția elaltă un pic. Nu garantează nimeni că plecând de la o glumă a cuiva, te duci spre gluma altcuiva, adică... Da, pare mai probabil să nu te duci în gluma altcuiva. Eu o să fac asta cu gluma lui Louis C.K. și o să fac cu Why Not. De la aia cu Why. Am avut acum când am fost la Louisiana data trecută la New Material Night, cred că ai văzut faza cu Maria. Da, cu Seinfeld, cu... Da. Cred că... Bă, a fost extraordinar. De puține ori am oferit unei femei un orgasm de la distanța de 10 metri. A fost extraordinar. Maria cred că și-a dat drumul, pentru că... Ca și trebuie să aștepte până ai coborât. Da, pentru că am avut o bucată acolo care începea cu o chestie în care ziceam despre o chestie cum e când găsești un fir de păr în mâncare. Așa. Că simți scârbă, dar rațional nu e nicio problemă. Nimeni n-a pățit mic niciodată down. Și a lui Seinfeld, mă. Și Maria a putut să-mi zică, Maria Popovici a putut să-i zică cuiva că gluma e de la Seinfeld.
Bine, ai și dat-o în engleză, a contat și asta. Că... Dar a fost extraordinar, mă. A ținut-o, a ținut-o, a ținut-o. Da, da. Și după aia când m-am întors, s-a știu că... Iartă-mă. E de la Seinfeld, coaie, e de la Seinfeld, 100%. Stare. Da. Da, nu mai simplu să nu scrii glume noi. That's what I say. Ce asta fac? Cui predau? Ștafeta. De ce? Stai acolo. Mai stau? Da. Bine. Eu zic că asta ar fi nu, o soră. Nu, vreau să ies, eu nu vreau să acaparez, vreau să nu simt prea mult. Eu zic că ai putea să supraviețuiești, nu scoți niciun special niciodată. Așa. Faci ca mine așa. Așa. O jumătate de oră cu care rezici vreo 6-7 ani, da. Știi? Păi mai scriu o jumătate de oră, da. O dai pe aia una. Păi mai scriu o jumătate de oră și pe mă reiei jumătățile de oră odată la ceva ce vreme. Tare, da. Și, na, se schimbă mai publicul, aduni mai mulți oameni. Da, mai mor, mor, mai, 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 mai mor oameni, mai le păi uită, da, mai, Leno, cred că mai schimb face. Două, trei cuvinte. Da, da. Jay Leno și Seinfeld. Nu, Seinfeld a scos, a avut... A zis că... Unu. Are trei, mă. Are... Am mai scos unul acum de curând. Da, am scos unul de curând. Cu material foarte... Și ăla a fost vechi. Și materialul a fost vechi. Da, ultimul da. Jerry Before Seinfeld este cel mai vechi material pe care are. Nu material vechi. Da. Și el și Leno nu scot special ca să poată să rotească același material în Las Vegas. De-aia ăsta Jerry Before Seinfeld a fost cu material super vechi ca să nu-i afecteze materialul... Dar da. Seinfeld cred că cu o oră trăiește 10 ani. Adică... Da, da, pe el știi că e de părerea că de... pe chestia asta că el zicea de atâtea ori că a zis că bă, de ce să nu le dau oamenilor the best I can give them. Da, și mai avea o chestie, zicea și deci una la mână e asta ce zici tu că dacă nu pui, dacă nu faci special nu știe lumea materialul și aia e. Și mai e și chestia asta că el e de părere că na, acum aș dacă aud niște glume pe care le știu, care-i problema? Că na, că bă, sunt mai da. Mulți aia care sunt prima oară cum ar da, acum să știți că eu am mai scris glume noi. Nu mi-a zicea Lumeam. Chestia asta și în ăla Talking Funny. Oamenii vin să te vadă pe tine, nu, adică e un eveniment. La un nivel încolo. Da, da. Vin să te vadă pe tine și doi la mână, eu nu pot personal, eu e pentru mine, pe mine mă omoară când dau glumea aia. Da, da, da. Da, da, da. În, da, nu știu dacă înțelegi Vio ce zic. Asta e problema. Așa. Da, mă, e chestia asta la mine, eu nu mai pot să mai aud gluma aia, să mă mai aud spunând-o. Nu mai pot eu să... Da, în același timp, acum când dau material nou, că am material nou, că am, tocmai am scos și nu mai pot să mai dau nimic din ăla. Și este oribil. But let me give you this insight. Mm. Că eu am o problemă și am atacuri de panică când dau. Nu-i vorba de aceeași glumă. E aceeași glumă dată în același loc. Pe mine 99 mă omoară. Da. Dar când ies din 99, bă, repet glume, n-am niciun stres. Dar am scris și eu material nou. Dar... și în turneul ăsta o să fie glume noi. Dar pe mine, ți-am zis, mă distruge 99, pentru că am impresia că e același show, același show, over and over. Dar simți uneori că nu se râde și de aia, sau pur și simplu e înainte de show? Se râde, și... nu, e, de fapt am panică, ți-am zis, vreo 2-3 minute când începe show. De multe ori am avut o chestie, bă, pula, plec, efectiv plec. Și după aia e ok, să mai relaxează. Deloc, aseară am avut la grill și a fost foarte... Adică eu m-am simțit bine, a fost și la Oaxaca a fost bine. Dar trebuie cumva să fac bani din altceva, să nu mai fac la 99. Ăștia suntem noi. Așa, learn, unlearn, relearn. Ce ai învățat din tatuajul ăsta? Bă, am învățat ceva, dar la un moment dat, așa, la un moment dat. Să vezi ce s-a întâmplat. Am făcut o glumă, Cristi are, Cristi, că e domnul manager, ești acolo, Cristi? Da, da, da. Are un tatuaj, care scrie, zice așa, in the end, cum e Cristi? Oricum nu te știe lumea, in the end, the love, cum? The, trebuie să te uiți, in the end, the love you take, it's equal to the love you make. Și am zis că dacă aș fi fost tânăr, într-o seară când se îmbăta, punem așa, in the end, și tăiam, the shit you take, it's equal to the food you ate. Da, dar se pare mult mai... Știi ce e amuzant? Că, cum zicea, in the end, the love you make, nu? The love you take, it's equal to... Oricum n-are niciun sens. Oricum mai dau eu prostie. In the end, the love you take, it's equal to the love you make. Să-i adaug ceva la mijloc. The love you take up the ass. Știi? Da, bă, băiatule. Să găsești ceva de completat la mijloc.
in the end, the love you take at from them, it's equal to love you make at Carrefour. Ce tare. Da. Da. Începe pune niște puncte aici și da. Completăm noi. Da, drăguț. Și iată-ne înapoi aici. Și iată-ne înapoi la ce dracu mai zic. Mi-am vărsat solnița pe tricou. A, te referi la tricoul tău? Ok. Pa, deci cine mai vine acum? Cine mai Ia, priză, vino cu ceva input fresh, priză, că este priză, și priză aici. Haide, vino. Ia, vino cu acel locul cu ei. Vino locul eu, meu. Eu. Ai, ești eu mi-am dat. Haide, vino și zine ceva din lumea ta. Oh my god, nu vine să cred. Bă, uite, vezi ce ma, hai. Happy birthday. Da. Ia, uite ce drăguț. Ce mișto, mulțumesc frumos. Bă, ce drăguț. Dar ce s-a întâmplat cu doiul ăsta? Ah, ok. Foarte frumos. De la Cristi Priză, de la Discuții cu Priză, avem un tort. Foarte frumos. Bă, dar chiar foarte drăguț din partea ta. Și o să punem și niște lumânări să ne faci ne faci să ne simțim prost. Da, prost, da. Da, da, știi? Da. Bă, nu, că n-a fost scump, stai. Nu, ok, stai niște. Pe aia zi. Așa? Asta mai e de 12 lei? Eu n-am aparatul de astea și nu. Nu, ok. Invers. Și asta o țin așa, nu trebuie să o prind, că o să scap. Băi, dar aș vrea să-mi dați și mie un pahar de ăsta, dacă sunteți drăguți. Gata, bem. Foarte, o să-l punem aici și o să-l și aprindem și-l suflăm. Probabil o să-l mănânc și eu, da? Ba nu, eu o să-l mănânc, mie îmi place, eu sunt cu dulciurile. Nu știu dacă e bun. Sigur e bun. Așa, gata, zi. Nu, trebuie să aibă ceva. Așa, ce zici? Cum merge treaba? E prost. E prost, nu? Cu stand-up-ul vara știi că nu. Da. În schimb, la imobiliar este ok. Da, măi, că așa, că și eu vreau. Vreau și eu să-mi cumpăr ceva. Dar cu discuții cu Priză, cum merge? Bine, neașteptat de bine. Sunt mai bine decât aș fi crezut. Da, da, ai deja, sunt câteva episoade acolo. Am peste 50 de invitați. Mamă, ce tare. Ok. Și vă aștept pe toți și toți cei din stand-up dacă se uită și de care nu dau. Restul 48 afară de Maria? Nu, chiar restul și pe Maria 2, o aștept 2, da. Și pe Mincu și pe Taina, să vină toată lumea. Da, normal. Ceea ce nu e tocmai ok asta, să vină toată lumea. Adică să vină toată lumea să din puțin stand-up. Mai selectiv, no. Să vină toată lumea. Îți foarte mulțumesc. Noroc, ia să... Da, mai e pe acolo noroc. Bere? Mai vreau și o bere. Ok, într-un modul să-mi iau. A, așa! Ha, de când așteptam frumos. Să beau. Nu, că e cu twist off. Da, măi. Frate, da, nu mă băgați în seamă, pe bune. Vă rog, nu mă băgați da? În seamă. Okay, okay. Stau eu cu mine aici. Hai că prea ați vorbit de spectacole, de... A, așa. Întrebați-mă și pe mine. Păi gata, ia zi-ne de spectacole. Păi asta mai e. Făcut, cu cine prea ați vorbit, nu prea mai făcut. Nu prea mai făcut, nu? Anul ăsta jale. CNP-ul oficial este desfințat. Nu, mai e de mult CNP-ul, adică am făcut... Și de adevăr, Tibine Oroni este plecat peste votare? Da, sau unde, în Spania? Sau Italia. În Italia? Da. Dar nu vreau să povestesc eu despre asta, e ok. Am înțeles. Da. Și acum tu faci cu cine? Cu nimeni. Zic, bun, zi, faci, păi nu am mai făcut, că nu am, am rămas, păi am fost plecat. Lucrez și n-am... Înțeles. Și cu cine vrei să faci? N-am, eu fac cu cine mă cheamă, deci cu Alex. Pune și asta, pune și cu Alex ar face dacă ar fi nevoie. N-am, dar aștept să fac, probabil din toamnă. Da, te bagi iar, nu? Sper. E complicat, mi se pare foarte nașpa. E greu acum că s-au așezat foarte mult trupele și oamenii. N-ai unde. N-ai unde, efectiv n-ai unde. Nu sunt cluburi care sunt neutre să te duci să poți să faci un fel de comedy seller. Și așa că n-ai ce dracu să faci. Trebuie să duci prin țară și cine îți pune show-uri acolo. E destul de complicat. Noi avem sold out la Cluj. Am văzut că aveți când? 11-12? Da, acum. Pe 12, nu? Sau cum? Pe 11-12 la Cluj. Da. Până pe deja ce? Sold out? Cum pui un story pe Instagram? Am un story deja pus, cum ai pus? Ah, am avut problemă. Mai pe un plus acolo,
Aici, dreapta, în stânga sus. Așa, zi. Și zine, cine, ce, nu știu, întrebări, ce dracu întrebări să spunem? Vrei să te întreb eu? Da, exact, hai să facem discuții cu priză. Cum, da. Cum am început stand-up-ul? În 2000. Așa, ia zi priză. Ce faci acum, Teo? Insta story. Așa, povestește-ne ceva. Ține ceva. Ceva, mie... uite o întrebare. Așa, vedem dacă are cineva... Hei, a venit cătală! Cu apă. Dacă are cineva... Așa. Zi. Un răspuns. O achiziție sub 100 de lei de care poți să zici că ți-a schimbat viața. O achiziție de sub 100 de lei care ți-a schimbat na, viața? Dacă oh ai un răspuns la așa ceva. Bă. Poți să te joci în jurul sumei aia. Da, poți să spun că... Butt plug. Eu sunt cu slime. Slime-ul efectiv ne distruge nouă viața. Ce e la slime? Slime e un fel de plastilină, foarte, n-are și Eric? Foarte nu, sticky așa, care, da. E 10 lei și de fiecare dată când ia mama Andrei, ia Evei cât un slime sau două, este haos în casă, pentru că îl lasă peste tot, sunt foarte scârboase. Să întind aiurea, deci ne distruge viața. Dar aveam și noi când eram mici gelatină de aia. Era o gelatină de aia, o prostie. Eu n-am avut când eram mic. Tu poate ai avut. Cristi, Vio era mic la Buzău. Și asta e adevărat, da. Ei se bucurau când aveau apă. Da. Bă, da. Dar nu e o glumă. Și noi aveam ca băieți, dar trebuia să ne-l facem singuri. Da. Deci... Deci nu, cred că slime-ul asta poți zic că schimbă viața. Tu ai presupun că dacă ce-ai zis, ai o ce? Ceva în cap. A, nu mai știu. Ai căcat. Am răspuns la un moment dat la întrebarea asta, dar nu mai știu care era răspunsul. Ce pleci? Da. Bă, ești dement. Sorry, man. Acasă sau la hai că vă las un pic, că a venit, mai venit oameni pe aici. Haide, Cătălin! Sau Teo, cine, sau cine vine, ce ordine? Cătălin Bordea! Nu trebuie să-i dăm la valierul Bordea, că el e obișnuit doar să intre în cadru să stea acolo, nu. Cât să mai facem glumele astea? Cât să mai... Păi dar nu e așa, așa e. Da, mă. Deci trebuie să facem de undeva rost de o femeie să se certe cu priză. Tu că ești mai chel așa, stai acolo și întărât și Borda nu zice nimic, doar se uită la voi și râd. Dar dacă nu zic nimic, mă plătiți. Toți banii. Nu zic nimic, iau bani, să știi. Știu, am fost și la show la tine, am văzut. Da, nu ce-am agit. Am un dans al meu, de-l fac de fiecare dată. Dar tu ai vreun plan așa să-l sabotezi pe Capato și să treci în scaunul ăla? Nu am încercat, dar e foarte greu. De ce? E o responsabilitate foarte mare, trebuie să faci chestii, trebuie să asculti casca, tu poți să te joci Candy Crush, e nasol, să-mi cum e. În primul rând trebuie să vorbești, da, ce, da, să vorbești, dar cu oameni, de să te uiți în ochii lor, să zici, bă, dar tu chiar... Da, da așa la obeție nu i-a zis, bă, te dau afară, uite la mine. Nu, el îmi zice mie. Gata, băgăm bani în decor. Da, trebuie. Dar a făcut stand-up, știu că a făcut stand-up odată, ți-a anunțat un show. Nu, el are niște povești, el fiind ziarist la bază, fiind primul ziarist de investigație acreditat de poliție cu ăla, cu badge, de se ducea dacă era o crimă undeva, el putea să intre acolo să facă poze. Păi și cum, dar ce ți dă acest, adică ce trebuie să faci ca să... Trebuie să faci jurnalistică puțin altfel, știi, adică să te acrediteze poliția. Și el chiar a fost jurnalist de investigații. Înțelegi? Adică era o brigadă la un moment dat, de făceau de-astea, cu politică, cu crime, păi cu chestii. Păi ce s-a întâmplat între timp? Între timp, s-a auzit așa. Bă! Bă! Da? Cine m-a strigat acolo? Ce tare. Da, și... El are niște povești, când le zicea mie și altor oameni, și le povestește foarte în detaliu, foarte, foarte în detaliu și foarte de alea umane, de la țară, când a fost el la o nuntă undeva și l-a îmbrăcat nevastă, țiplă, că domnule, era vedeta, când nu putea să ducă acolo, dar și aia s-a zis, domnule, la țară, nu domnule, ți-ai Adina Buzatu, aduci stiliști, înțelegi? Până acolo am mâncat numai chip, de asta știi chestii și la Budă în sat acolo și mă gândeam la un moment dat că ar fi...
cum a făcut Letterman, știi? Sau cum facem cu onoarea cu My Next Guest is... El nu poate să stea în fața oamenilor să zică treburi, care trac de oameni. De asta și la emisiune, când era public, toate lumile erau în față, nu-i vedea, erau undeva sus, adică nu poate. Și am zis, bă, facem cumva două fotolii ca și cum ai vorbi cu mine de fiecare dată aceeași poveste, da. Dar știi, și sunt agățători de alea. Ei, când te-ai simțit ultima oară vulnerabil? Știi, și el, da, uite, bună întrebare. Știi, și începea discuția. Dar asta era forma de stand-up. Nu era stand-up, era un fel de interviu, practic. Dar știu că ați avut soldat sau ceva, dar nu s-a mai ținut sau chestii, nu? Nu, mă, nu, nici măcar n-am început. Nu la Timișoara? Nu, 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 nici măcar n-am început, pentru că au fost niște complicații și când i-am zis lui Dan că sunt niște complicații, l-a zis, perfect, anulăm. Știi că erau complicații? Aș putea fi prieten cu Dan, mă, deci era la un moment, doar trebuia să mutăm orașul ăla. Bă, mutăm de aici, aici, pentru că acolo am fost de foarte multe ori. Atunci era o chestie cu stand-up și eu și Micuțu și toată lumea era în Timișoara, Timișoara, Timișoara. Și trebuia să schimbăm orașul. Și a, gata, e o complicație, anulăm tot. Mamă, și era... cu show-urile de stand-up duminica. Bă, așa mă rog să nu se facă. I-am zis lui Costel odată. Cât sunt 30? Aoleu, hai, poate nu mai sună. Dar știi când le pui, nu? Luni sau marți, când ești... Da, mă, aga, face treabă. Putrei face duminică. Duminica, când mi-am dat să bă, și mai câteodată și când plouă și trebuie să mergi la Constanța. Bă, ca mea. Vezi, eu n-am problema asta. Da, ești mai fericit. N-am niciun stres. Da, show-uri duminica n-ar trebui să fie, efectiv. E-s faine după aia. Da, după aia când pleci de acolo, da, e fain. Știu. Așa, una peste alta. Am văzut acum, înainte să plec de acasă, am văzut o chestie. Niște bicicliști, acum e chestia asta cu activismul, să mergi prin unde e mai sălbatic, unde e mai așa frumos. Au găsit un copil pe un deal, undeva păștea oile. Și au zis, și ăla fluiera, copilul fluiera, știi? Că ce-ți faci când paști oile? Fluieri. Și au zis, oh, un copil să-l bate. Mă vorbesc serios, deci era acum l-au adus la București. Hai, mă, au trimis televiziunea unde stătea el cu bunică sau undeva. Un copil! Bă, ăla era, dar nu vreau să-l salvat. Mi-am uitat laptopul. Și unul care era cu tricoul de la AC/DC pe el, știi, de la cu bad, oameni de aia care, bă, salvăm păsările spre sus, le aducem cu noi. Și el a făcea o colegă de-a noastră și aproape că plângea de sufletul bun ce l-are aia, știi? O colegă de-a noastră și-a luat bicicleta și s-a dus puțin mai încolo. Oh my God. Și acolo prințul, cum ai zis, mă, prințul păduricii, dar nu știu cum. Păi era un copil la 6 ani care era super fericit unde era el acolo. Să nu exagerăm că era da, nici eu nu cred. Nu era așa rău, dar l-au adus la București, au pus camere pe el, nu știu, și l-au întrebat, îți place acolo? Da. Vrei la oraș? Nu. Cum te simți acum? Mi-e foarte somn. Și i-au dat un elicopter cu baterie, el n-are curent acolo. I-au dat un de la cu telecomandă și mă uitam așa, coaie, dă-i și 6.000 de baterie până să aibă. Că dacă ăla scade, știi că tu după ce ești, n-ai cu cine să vorbești, dacă scade și elicopterul și ești cu o mânetuță. Mă duc la ui. Eu știu că când am venit prima oară la oraș, chiar eram fericit la țară, sunt picioarele, dar după aia n-am mai fost fericit la țară. După ce m-au adus la oraș și m-au dus înapoi la țară. Stai, mă, că asta e traumatizant pentru un copil. Vorbești oraș Botoșani? Da. Când am văzut blocul, când am văzut casă peste casă peste casă. Când am văzut oameni care steau în pod, în pod, în pod. Cât ar militaria ăștia? Casă peste casă peste casă. Când n-a trebuit să mă trezesc la 5 să duc vaca. Bă, stăteam în casă și mă uitam pe pereți așa. Nu e nicio vacă dus pe aici, nimic. Oh my God. Scuze, bă, apă, și asta la ce vârstă? Priză imediat. Ok. 14 ani? E, nu 14 ani, cred că la... Tot fie 8. 8 ani, da. Până atunci nu mai mersesem, chiar nu mai aveam nicio legătură cu orașul. Eram fericit la țară, prășeam, mă duceam cu prășitoarea frumos. Erai fericit că erai mic, mă, erai fericit. Da, măi, și eram fericit pentru că altceva nu știam. Și de asta ziceam de 6.000 de baterii, că mi-au adus un joc de la Snake. Cu 6.000 de baterii. Și cu ăla am făcut o prostie, practic. Mai aveam un prieten de-al meu și ăla n-avea joc. Și îl puneam să măture o grada și dădeam un nivel.
Da, da, da. Și ăla m-a salvat, eram, era un fel de muist. Și atunci am zis, gata, muist mă fac în viață. E perfect. Îmi trebuie un joc. Dar serios, și primul contact cu orașul a fost dubios, așa, mă simțeam, nu mai vreau să mă întorc la țară, nu mai vreau. Și chiar mă uitam la copilașul ăsta, că el pleacă de aici înapoi acolo, știi? Și aici, uite, asta avem, uite, televizorul, da, da. El nici nu are televizor acolo și a zis, uite-te la televizor, hai să ieși la desene, hai să ieși la... Nu, nu, acoperiți oglindile. Da. Hmm. Te-am adus aminte, bă. Da. Eu nu știu ce nu-i pot borda la toate podcasturile în România. Da, exact, dar trebuie să fie pe bun la toate podcasturile. Băi. Am două întrebări din public pentru borda. Cât mă înjură? Cineva... Nu, 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 să știi că e foarte ok lumea. Toată lumea a zis în sfârșit unul cu energie că până să vii tu era cam mort așa. Da, da, păi da, au băgat și drogurile alea bune acum. Ha! Apropo, stai puțin. Da. Am descoperit toate, s-am zis, v-am zis, nu v-am zis, nu v-am zis. Bă, serios, chiar nu v-am zis. Nu mai contează. Eu nici n-am multă minte așa. Mie dacă tu ai ceva de nu vrei să încerci, tu dă-mi mie. Așa. Deci eu sunt cobaiul perfect. Deci dacă, uite prin casă. Ok. Și dăm prafuri, dăm tot, că bag, n-am treabă. Bă, tu mă simt, pare renunț. Pare renunț. Te dăm ăștia la sală, picături, chestii, prafuri, trebuie, nu știu ce. Știi, ți-am zis? S-am zis? Îi zic cu priză? Și mi-au dat niște picături. Și au zis, bă, pe astea lei le pui în 2 litri de apă, dar pui 3 picături maxim. În timpul antrenamentului să bei, că îți dă foarte multă energie. Și am băut într-o apă foarte tare și după aia dimineața trebuia să mă la Timișoara cu Micuțul și cu Badea. Și eram mahmur că am băut până la 6, la 8 plecam. Și am zis, coaie, îmi dau energie, trebuie să iau picăturile. Și am pus 6 într-o ceașcă. Am dat-o peste cap. Bă! Bă, deci eram, bă, de oprește că am poftă de tăia lemne să mă arăt, bă. Bă, deci fizic aveam poftă să opresc undeva la o poartă, să zic, nu-nea. Știu că e august, dar trebuie să tăiem ceva, că vine crivățul. Da, ce întrebări? Nu mai. De picături vreau să întrebări. Îți mai zic o dată de o întrebare și îți mai aduci tu aminte de ceva, da? Da. Deci vreau niște oameni să te întrebe ceva. Da. Ce stresare asta? De ce ți-aduce aminte chestia asta? Trebuie să-mi dau șapca jos. Prima întrebare era de ce ții șapca? Gata. Nu, mă, nu. Și acum mai întrebat cineva care a fost primul tău tatuaj. Presupun că ai mai povestit asta. Da. Care a fost primul tatuaj și de ce? Ce la nimic nu înseamnă. Era fix în noaptea dintre 17 și 18 ani într-un bloc de la Dărăpâna din Botoșan cu niște rockeri. E un drac cu papion și cu o securie însângerată. Papionul e ca un Schweizer. Ca un cașcaval, domnule, okay, ca un cașcaval. Okay. Nu înseamnă absolut nimic, a durat 5 ore. Și n-o să lui toată viața pe unul chel așa, stea la capul meu și cu o sticlă de vodcă, dar nu... Ești tu! Da, cred că... Oglinda era. Tu din viața era oglinda! Da, vezi? Mi-a făcut personajul imaginar care m-a ajutat în timpul ăla. Eu eram. Dar nu, chiar era unul. Dar nu era o sticlă de vodcă, era o sticlă de fruti fresh la 2 litri jumate, plină de vodcă și cu un pai băgat în dop. Și făcea când simți durere, trage. Wow. Și îți dai seama, primul tatuaj. Țapăn, mort m-am făcut. Și ăsta e primul tatuaj. Nu l-ai acoperit, nu? Nu, am încercat să-l acopăr și m-am... Da, nu l-am mai găsit pe băiatul ăla. Nu l-am mai găsit. Nu, chiar am încercat să-l acopăr și am zis unui artist tatuar să-l acopere, dar l-a bătut mai tare. Da, asta a fost. A zis, bă, n-am ce să fac, doar pot să-l fac mai negru. Adică să se poată mai clar. Bine, da. Greșeala din viața la modul ta. Să nu pară o greșeală, să pară făcut acum. La modul asta am ales eu. Să nu pară o greșeală la 18 ani, să pară o greșeală da, la 30 ani. Exact. Dar nu înseamnă absolut nimic. Dar vreau un tatuaj, vreau să fiu șmecher. Și cealaltă întrebare, na, că ai ajuns șmecher rău. Cealaltă întrebare era ce se întâmplă cu podcastul, că a zis Corta la un moment dat că închide studioul, știu și eu că închide studioul, dar n-a vorbit de altul nou, e plecat, ce se întâmplă cu podcastul? Uite, bine că mă întreb. Așa suna. Sunăm pe Cortea. Domnule, Ioan Nelu Cortea a avut niște altercații la locul unde stătea el și a fost aruncat în stradă, domnule, pur și simplu, cu scule, cu tot, cu microfoane, cu tricourile lui. Nu, chiar el a plecat de acolo, că noi filmam și trăgeam unde
filma el 3 Minutes John și acum și-a recuperat canalul, cum a revenit o complicație de asta. Și dorme în canal. Da, oh. Și ne mutăm la el acasă. Da. Cum zicea și Raca, Neluțu, ce privire. Canalul Neluțu 93. Când îți dați drumul? Păi nu, că vineri acum am adus să... Merge în continuare, cum merg. Am tras unul în avans. Să-l pun acum săptămâna viitoare. Și mai e de aia de două săptămâni. Dar nu, că luăm pauză, zici, că zici bine. Luăm pauză, mai tragem unul la el și după aia cred că luăm o pauză până în septembrie, cred. Sau septembrie. Și am mai întrebat mai mulți oameni cum se numesc picăturile alea. Clients. Clients. Sau ceva genul ăsta. Clients. Clients? Da. Sau lacrimile satanei. Sau erau picături. Clients, cred că. Da, și acolo o să tragem cu cortea în continuare. Cortea e plecat la Morlaca. E cu vânează. Nu, chiar vânează. Da, știu că e vânează. Da. Serios. De asta nici nu mă cer cu el. Eu am, bă, eu am momente în care mă uit în ochiul lui Cortea și te simți ca o căprioară. Dar în lumina farurilor, știi așa? Chiar trebuie să spun eu asta acum. Când zice că o chestie așa. No. Știi că se oprește filmul și se derulează cumva înainte s-ar putea întâmpla? Da, așa, da, și mai nu să... Da. Okay. Da, așa facem, așa facem, așa facem. Da. Nu omul-i vânător, da. Dar omul-i vânător de plăcere, mă, că mă certam cu el cu asta, cu animalele. El vânează că e o problemă cu... E o problemă cu mistreții acolo, e o problemă mare, sunt foarte gustoși. Once you go bore, you never go... Așa se zice, nu? Bore, da. Bore, pentru că am făcut un căcat de greșeală în engleză, vă, să-mi bat picioarele. Am vrut să zic când concediez oameni. Așa. Și am zis when you throw up them. You throw up, bro. Mam, dar... De... Când da, îi dai da, afară. Da, throw... Ceva oh de la God. Clients, de la de ceva. De s-a dus, da. Da, mă. Deci, creierul meu, e așa. Zicem că ăsta e creierul tău, așa. Dar am o lejeritate în vorbire și dau așa, cum vine, nu mai e punctul ăla de control, de cere... îți cere buletinul. Nu, hai, treceți toți. Da, l-ați obosit? Nu, noi n-am luat. Mai vrea cineva să vină să... Păi să mai intre și te... Bă, la mulți ani. Bă, vreau să stai la mulți ani. Bă, nu fiu. Bă, stai, mai e ceva. Cu voi trei. Cu noi trei, așa. Sunteți unul de la un roast și unul de la celălalt roast și unul care n-a fost la niciodată. Ce părere? Și alb negru. Ce zici? Eu trebuie să fiu alb negru. Stai. Stai așa, stai. Eu sunt camaraș, tu ești zi. Cum ți s-a părut priză pe roasturile? L-ai văzut? Da, le-am văzut colorat. Cum ți s-au părut roasturile fără să jignești pe nimeni de aici? Niciunul. Mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut okay. Foarte, da. foarte tare. E domnul Toma, băiatule, bă. Și Popescu. Mie Popescu, mie îmi place de mult Popescu, încât eu nu mai pot să văd un om chel cu barbă fără să zic Popescu. Știi? Eu de-aia nu mă tund. Adică nu. Dar cu barbă mai mare, știi? Și cu da. Cu astea, cum se numesc, sprincene lăsate puțin așa, știu, nu se numesc. Picături, dar... Vezi, nu mă complic. Care opresc ploaia. De opresc ploaia. Burlane de alea mici. Burlane de astea. De asta mie nu-mi place să rămân singur, că trebuie să pun singur întrebări. Așa am unul, băi. Sprincene, mă, așa. Deci, ieri, cum se numește? Mergeam. Așa pe, zi mă, stradă. Glumă. Așa, acum o să plec, mă, așa. Bă, deci eu în vacanță cu nevastă mea, eu dau fac doar așa. Hey! Și cum unii strig oile, eu strig cuvintele. Hey! Și vine ele. Uite, a venit pahar, a venit șap. Da, nu, chiar mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Gluma lui Maria cu Angelina Jolie este, doamne. Dar tu ești bun în ochi. Ai ochii buni, ai ochii buni. Sunt un om bun, da. Da, ai ochii, da, ai ochii buni. Amândoi. Ce compliment ciudat. Ca glumă, da, ai ochii buni. Ai ochii buni, așa, știi? Ce tare. Tu poți faci treabă cu ochii buni. Deci genul de om care dacă m-ar bate, nu mă supăr. Ești un stick,
Da. Și punem mai așa că mi-e frică să. Asta e minerală? Să nu facem reclamă. Bună și minerală. Nu, să de 18 ori, mi-e frică. Câte ceas? Hai că mai stau 10 minute mai. Să nu dăm pe priză cu apă că se arde. Nu. Cred că este tot de. Nu, zici că nu. Și despre celălalt pot roast cum ți-a plăcut? Mi-a plăcut, mie acolo mi-a plăcut că a fost și color când l-am văzut eu. Și eu l-am prins color. Când l-am văzut eu era. Eu l-am văzut la color. Dar eu m-am distrat foarte tare. Am simțit o mică. Mi-am adus aminte de liceu când l-am văzut pe Cortea. Cortea a fost exact. Știi când era unul în liceu, în curtea școlii și veneau alți peste, ce pula, da, înțelegi? Da, eu mă uitam de la etaj. Și eu eram așa. Da. Da. Răutate, câtă răutate. Da. Am intervenit, să mă apuc la. Chiar am avut un pic de erecție când l-am văzut biciuit așa în toate părțile. Bă, da. Dar mie m-a plăcut foarte tare. Când am dat click-ul la ea, să. Inevitabil, era. Cea mai bună... Da, a fost bună, mie mi s-a părut. E o poză, ați văzut-o cu DC și Marvel? Da, normal. Deci aia mi se pare absolut fantastică. Deci aia este fantastică. Ce? E pe MMA Liga. Da? MMA Liga. E de pe MMA Liga. Extraordinar. A fost foarte tare. În rest, bă, să se tot facă, bă. Asta e important. Asta e, domnule. Să se tot facă. Să dea la toată lumea. Să uite lumea. Să dea muie la toată lumea. Să da. Să ajungă muie la toată lumea. Peste tot. Da. Mi-a plăcut. Hai, Teo, treci că vreau să mai fumez. Gata? Păi hai. Nu, că intră-te un loc. Hai că vreau să fumez și eu cu tine. Sau cum? Hai. Mai stai, mă, dacă nu mai stai, mai stai un pic. Mai stau un pic, da. Atunci mai stai, dacă... Bă, unde plecați în vacanță, frate? Ăștia care aveți show-uri. Bă, avem un Dubai, ești de bun la cap. Motherfucker. Dar să vă zic cum a sunat una. Vino să zic cum a sunat una din Canada, bă. A, Teo, Canada nu e. De ce? Ce are? Ce are? Nu, zi-mi. Te-a sunat și pe tine aia? Zi-mi orașul. Toronto. Toronto, ah, și? Toronto. Și mai ce? Și... Numai Toronto? Nu, Toronto și... Și zi. Ontario, Ontario ceva. Ontario? Da. Sau? Oh! Tot cu O? Oslo. Mai lua repede să mă am picioare. Orșova. Ontario? Nu? Deci? Ottawa? Ottawa nu mi-a zis. Nu, pentru că nu există în pula mea. E Okinawa, bă! V-am zis că nu există Ottawa în pula mea. Dacă exista, nu-l chemau pe bord, dar îl chemau în pula mea. Dar nu există Ottawa. Genial, mă. E, a fost genial. M-a sunat reproșându-mi că mă sună. Deci, n-am păstit în viața mea. A zis așa, alo. Și a zis, da, alo. Domnul Bordea? Și am zis, da. Haideți că v-am sunat. Deci era... Da, se pare... Da, se pare că asta cu... Și-a făcut o pauză, că n-am să-i spună pe nume. Știi că dacă îi spui pe nume, îi dai putere. Asta cu stand-up-ul... Merge. Merge, se cere. Așa, Marc, se cere și... Haideți, când puteți veniți? Ce azi? Azi e joi. Era pe timpul lui Ceaușescu cu intervenții, da. Cu așa, hai că a sunat unchiul lui așa și s-a rezolvat. Când puteți veniți să luați porcul? Și am zis, dar nu cred că poți. Ei, nu puteți. Vă mai dau eu $100 și puteți, domnul Bordea, puteți. Că toți puteți pentru $100 în plus. Canadieni. Canadieni, normal. Și a zis că, vedem cu programul, nu știu ce, și a zis, hai că până atunci, până vei dumiriți dumitale, mai vorbesc și eu cu un cântăresc de muzică populară, că doar nu o să veniți singur. Deci ți s-a dus vorba până în Canada, mă, că stai puțin? Bă, dar nu mi s-a dus vorba în Canada. Bă, deci a fost genială, mă.
Vreau să simt tu. Transpirat. Lasă-mă un pic să-l pup omul. Ce-ai făcut? Tu ai stat aici, nu l-ai pupat 20 de minute. De ce te duci, mă, să fumezi? Dar stai! Mă, judeci pe mine! Stai așa, că a zis, stai ce mai zis la final. Da, a zis da. Că, vedeți, că drumul e lung. Da, bă, stai că așa era discuția. Și calea e grea. Te aștept la mine în Canada, mea. Drumul e lung. Nu știu când o să am liber. Să luați avionul. Că doar în weekend am liber. Și da, da, vedeți că drumul e lung. Adică ea într-un fel avea noimă. Ea într-un fel a zis, bă, luați-vă o săptămână, nu știu ce. Da, da, a, da, retardatule. Mai lipsea să zică, și cum mai e în România? Mai dați foc la prăjitoare acolo în centru orașului? Ha? Da, mă. Aolo. Mă rog. Orașului. Alex, mai folosești microfonul ăla? Dar voi de cât este aici? Noi suntem, mai avem puțin, mergem pe două ore. Ha? Aștepți întrebări sau că mă gândeam gata, să... plec. Pleci? Da. Ce tare. Ce tare că ai venit, frate. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și de invitație. Foarte tare. Uite, acum o să... Ce? O să încercăm și noi să fim mai cu energie în pula mea, că am avut dreptate. De-ați dat serios că ai venit cu chef de joc. Chef de viață! Chef de viață! Până la sală? Până la sală? Până la sală m-am dus așa, ușor. Deci drumul de la sală până aici am simțit, deci am obosit în mașină. Eu când conduc, mă implic. Jur că mă implic. Când schimb viteza, când radio, când nu știu ce. Am o problemă acum cu telefonul, că sare Bluetooth. Dar printele îmi pune un scoci cu ceva. Jur că la pica de sare Bluetooth în mașină. Se întrebe puțin după aia. Mă rog, astea sunt problemele mele. Bă, la mulți ani, încă o dată, cu easy. La toată lumea, 200 de episoade, mulțumim mult. Să ne vedem la 200 de episoade de un simplu podcast cu Cortea și multă baftă, frate. Nu există Ottawa, nu există. Nu e, mă, tai calm, nu e. Trebuia să mă duc eu acolo și nu e. Trebuia să mă duc în Ottawa și nu m-am dus. Deci nu există. E o poveste mai veche. Ceau, frate. Salut. Te pa. Alex, vrei să te bagi tu? Că tu n-ai fost până acum. Hai, lasă-și pe Alex. Am vorbit, o să avem și un invitat special, dacă mai stăm așa vreo 40 de minute în direct. Da, o să vină și invitatul special până la urmă. Și invitatul cu care trebuia să vorbești și n-ai vorbit? Da, și am vorbit. Dacă și acum... Dacă vrei să spui un pic o cască din aia să... Macanache? Vezi, da. Mă arunc, care erau șansele să ghicesc? Nu ne-l permit. Priză, ce faci, mă? Bine. Oh, ascult și eu cum e să ai show-uri, să pleci din Canada. E ok. Pleci în Canada spune, dacă te duci în locuri care există. Acum îmi dau seama, tu practic ai început să faci discuții cu Priză și a mers atât de bine încât ți-ai rămas fără stand-up. Nu mai vreau să mai fac studio. Păi pe bune. M-a sunat, ai rămas fără stand-up. Nu erai la... Te-au amputat ăștia stand-up. Mi-au luat. Nu erai fericit la un moment dat că eu te-o fac discuții cu Priză și am și show-uri de stand-up. Ce păi da, dar în toamnă o să am și sper dacă se uită cineva și vrea să vină. Ce mai faci cu viața ta? Bine, vând apartamente. Apropo, dacă vrea cineva... Deci tu ai venit cu tricou, cu discuții cu Priză... Să promovezi că sta agent. Să promovezi că sta agent. Ne-au tot zis oamenii, de ce nu chemăm oameni din afara stand-up-ului? Da. Am venit. Am venit, dar a durat ceva până să vă dați seama că sunt în afara stand-up-ului. Ai mai prezentat două garsoniere pe drum. Dar fac la... Nu sunteți la Electric Castle? Fac la Electric Castle și eu. Și voi, nu? Mi-a zis ceva. O să fii la Electric Castle? Da. Ce tare. Vreau să rezi... puțin. Ce înseamnă să ai un prieten care organizează acolo? Bă, vreau să zic și o chestie. Vreau și eu să zic ești o chestie. Tu? Te rog. Nu știu dacă se mai uită ceva, numai o secundă. Eu o să fiu la Electric Castle duminică și este prima oară când stau 3 zile în același oraș, în sensul că duminică am la Electric Castle la Cluj și după aia luni am show la Florești, la Atelierul de Pizza și după aia marți am tot în Cluj show. Și eu am fix la fel, doar că n-am show-uri, stau 3 zile. Dar la Cluj tot stai. Stau 3 zile, dar... Eu am stai puțin că nu înțelegi. Eu de ceva vreme
noi nu n-am mai vorbit de mult. Eu în ultima vreme am învățat un pic ce înseamnă umilința, stai calm. Eu am anunțat aceste show-uri, n-am nicio încredere că se vor întâmpla toate. Adică Electric Castle s-ar putea să nu-l anuleze dacă nu s-a oameni la show-ul meu. În schimb, atelierul de pizza din Florești și Cinema Victoria. S-ar putea să anuleze show-ul dacă nu s-a adunat. Dar uiți că sunt și eu la Electric Castle, așa că s-ar putea chiar să anuleze. Nu poți să știi, frate, că suntem amândoi, nu cred că îl anulează. Da, deci e foarte mișto. Știu că am mai făcut la atelierul de pizza în Florești, dar zic doar că ei, spre deosebire de ăștia de la Electric Castle, dacă nu se adună destui oameni la show-ul meu, cred că îl anulează. Iar de Electric Castle e mai greu. Ia și pe priză, mă, că aduce și el de la discuții 6 oameni. Păi da, mă, care ce o să fac? O să stai la discuții. Pam, pam. Și te-ai aruncat la 6. Nu e, mă, că ai, bă, chiar ai view-uri multe. Și da, super okay. Tare, frate, că e o chestie în care ai crezut și de care te-ai ținut și ai anturat. Încă cred, de ce ai pus la trecut? Pentru că nu știu, serios, te-ai mai uitat de curând la ce faci. Nu, mă, dar e foarte tare. De când tare. Te-am chemat, zici? Sau? Bă, trebuie să ne vedem, frate. Chiar trebuie păi să ne eu vedem. Eu ți-am scris. Eu de-aia l-am chemat la podcast. Hai să vorbim. Nu, mă, că am vorbit cu el, mi-a dat mesaj. Da, normal că am vorbit cu el. Mi-a zis și mie. Tu cu Codrin ai rupt. Cu, da. Cu Codrin ai rupt. A fost primul episod cu el. Și ai fost, a fost o chestie genul că ziceau oamenii că pe Codrin nu... Nu vine nicăieri. Da, nu vine nicăieri și... Da, deci el efectiv s-a hotărât am steaua asta eu. Pot să-l aduc. E singurul tău talent, poți să-l aduci, da, poți să-l aduc. Pe Codrin. Da, da. Și acum sumonează, nu-l aduce. Și acum... Și acum am... Face o pentagramă, dă cu un pic de sânge acolo, puf, a apărut Codrin. Te-i să zice Satana. Friză, tu atât de la creștin. La tatuat pe spate pe Codrin. Tu ești atât de creștin că poți să-l aduci pe Satana oriunde. De abia aștept să-l văd. Tu nu-l chem pe Satana la discuții, tu faci numai numele lui Iisus. Codrin, vii la discuții cu prinsul. Satana, hai să-mi bag pula, nu voiam să vin la niciun podcast, dar a aprins ăsta așa, se lumână și n-a. Extraordinar, frate, extraordinar. Te-ai ridicat cu și știi care e norocul meu? Că acum îmi prietenesc cu alți oameni care îl vor. Și vin la mine în emisiune doar că la sfârșit să mă întrebe dacă pot să ia legătura cu el. Vezi, mă, odată ce, okay, odată ce te dai cu Satana ai succes, vezi? E ok. Și tot erai creștin. Vezi? Satana. Mersi că apreciați emisiunea și că am și un merit acolo. Cum am făcut și noi cu Chișu? I-am făcut Satana, pac, v-ați făcut cu Chișu, vezi? Da. Se mai schimbă vremurile, mă, tu ai avansat. Am mai îmbătrânit și Chișu, mai ia alte forme. Să-l vezi pe ăsta la România au talent, la un moment dat. Ah, tu ești Cristi Priză de la stand-up. Ia, hai! L-ați văzut vreodată pe Codrin la o emisiune? N-am înțeles. Da, nu, e ok. Cineva a înțeles. Îți mulțumesc. Faci un episod. Îți mulțumesc. Omule care înțeles. Dă-și mi un covric din la... Mi-e foame. Au, de ceva vreme. Asta. Bă, nu zicem asta. Ce? Să comandăm și o pizza? Aia dacă mai mult decât atât. E episodul 200. Am putea să zicem pur și simplu. E cineva care livrează pizza în momentul ăsta în București. Bă. Și ne ascultă podcastul live pe telefon. Îi zice, știi ceva? Unde mă duc eu acum cu pizza asta? Să mă sugă de pulă. Am să duc pizza asta pe Dacia numărul 99. Nu suntem atât de populari. Dar, băi, dacă frate, a fost atât, băi, erau 1500 de oameni mai devreme se uitau. Nu contează asta. Nu cred eu că suntem atât de... La live. Trebuie să ai 100 și ceva de mii de oameni live ca să convingi un om că îi livrează pizza în momentul ăla să zică fuck it, pizza asta. Păi vine direct Jerry la 100 de mii. Vine. Da. Comedians in case listening to între show-uri. Bă, dacă tu stai aici și am vorbit, eu am un canal youtube.com/zibuna. Unde puteți să dați subscribe, să vedeți și live-uri de alea pe care că le fac. Că tu ești Anderac la canalul lui Alex Suțu. Și am și de donații și găsiți aici în descriere. Bă, vezi că am pus în descriere la ăsta. Da. Am pus ăla de tipi stream al meu. Așa. Pentru tipi studio. Tipi stream, mie-mi suna site fetish cu pișat în pula. Așa mea. Este. Păi ăla e. Este site fetish cu pișat cu donații. Deci după ce... A, tipi, da. E pișatul ăla nașpa de bere. E ăla bun de verde. Tipi stream, da. Deci am pus link-ul Mocan, de tu ai și aur în duș, nu? Asta nu o să spun. Nu știi de gol de șapă. Băgăm ești pula. O să mănânc un covrige. Așa, adevărat, arată-le. Zic. Deci ai pus tipi stream? Pișă-te pe tipi. Să mă piși pe tipi stream-ul tău. Deci ți-ai pus pișat acolo. Am pus link-ul de donație dacă cineva apreciază live-ul ăsta la care am muncit și am cumpărat foarte multe chestii. E un link de donații de la tipi stream donation Alex Mocanu. Și am pus și
cum se cheamă? Discuții cu priză. Patreonul vostru. Patreon.com și cine știe ce. Da. Pentru podcastul așa. Bun. Păi, dar care e treaba cu Patreon ăsta? E ok că vreau să-mi fac și e foarte ok. Tu nu ai Patreon? Nu. Există multe șepci, frate, pe care poți să le arunci în fața ta pe internet, să sper că cineva aruncă 2 șechele acolo. Tinere, padawan. Dar... din toate șepcile astea, da. Patreonul e o pălărie de-aia. Da. E o pălărie în care arunci și tu o promisiune. Dacă dați un dolar, să moară mama de nu primiți și niște poze cu mine în duș. E cu subscription, adică omul se bagă să-ți dea $2 pe lună, da, da, ceea ce chiar te ajută. Și la tine ar merge foarte bine. $2 exact, $2. Asta am vrut să zic, $2 te-ar ajuta mult. Nu mă, frate, $2 de la ăla, bă, ăsta s-au făcut TikTok $4 la 16 dolari pe lună. Câte păi ai da, am 52 pe lună, dar pe astea cu 140. Nu mai vorbim acum de cifre în pula mea. Ce rău stai să vorbim de cifre? Păi mai bea un pahar atunci, eu trăgeam de sticla asta. De la whisky time. A prins la început să se știe Whiskey Time, cel mai undercover magazin minunat de alcool. Da. Cine l-a prins de la început, donați. Pișați-vă pe mocanul la Tipi Stream. Bio, de la bio. Astea sau nu știu de ce. Bine. Toma, spune-ne ce întrebări interesante am mai văzut acolo. Ce ți-a aduce aminte? Sau pune de la tine. Ce poveste amuzantă am eu despre Bordea? Când a plecat Bordea. Și asta Bordea a întrebat. Asta e Bordea de pe drum, da, da, da. Poveste amuzantă despre... Eu n-am o poveste amuzantă despre Bordea, am o poveste... tristă. Singura mea, nu e tristă, e singura mea experiență aproape religioasă pe care am trăit-o. Vreau dacă n-a fost cu Bordea, nu e, la catering oarecum, da, dar a fost oarecum religioasă, dar la caterincă. Oarecum. N-a fost cu Bordea, a fost când plecam de la Bordea, cu vreo, nu știu, cred că să fie vreo 8-9 ani. Am tras o beție cruntă cu Bordea și cu niște prieteni de-ai lui la el acasă, la un dat într-un bloc undeva pe într-un mutabil, nu știu unde stătea Bordea. Foarte, foarte mult Jack, enorm de mult whisky, cantități efectiv nesfinte, adică... Și am plecat dimineața. Că mi-au caminte, ăsta e ultimul lucru de care mi-au caminte, că plecam pe holul blocului și vedeam cum se apropie lumina soarelui și m-am gândit, a, ia uite mă, s-a făcut zi. Și mi s-a tăiat filmul acolo și s-a reluat filmul, deci jur că s-a reluat filmul, eram într-un autobuz, nu știu, dar eram într-un autobuz și mă uitam la mâna care mă țineam de bară când curgea sânge în jos așa pe mână. Asta, acolo mi s-a reluat filmul, înțelegi? Mă uitam la sânge cum curgea pe mine în autobuz și când am coborât privirea în față, era un moș cu o barbă albă lungă. Nu te mint, un moș cu o barbă albă lungă. Și poarta raiului. Nu chiar, dar pe acolo, că era cu o barbă albă lungă și cu o haină de-aia ponosită, strânsă cu o sfoară la mijloc, adică era Iudea fashion, știi? Haină cu... așa, barbă, că se uita mie și făcea, ești bine, băiatul? El îți zicea ție. Da. Ești bine, băiatul, ești bine? Și avea fața aia ponosită de vreme așa și barba aia albă și sfoara aia mijloc și eu m-am uitat la sânge, m-am uitat la el și am zis, nu cred că ești bine. Că nu știam unde sunt și de ce și aveam sânge pe mână. Și... dar tu cum de ții minte chestia? Și ai aflat de pentru ce? Pentru că creierul meu, știi ce cred că s-a întâmplat? Creierul meu, eu acum o dau ca cum e Costel. Eu cred că noi avem înăuntru pe cineva care e la butoane, știi? Și de la un nivel de alcool încolo face ok, nu, dă-l în pula mea, pe asta nu mai. Și bagă mira, nu mai vezi nimic. Mă întind un pic. Și la un moment dat, cred că ăla tot stătea și a văzut. Eu în autobuz, bătrânul care vine vorbește cu mine și a zis, nu, asta e păcat să piardă. I-a dat rec din nou și m-a aruncat în mijlocul acțiunii. Și m-a dat jos bătrânul ăla la prima asta. Era controlor. Nu. Poate al sufletelor. Poate controlorul sufletelor. M-a dat jos într-o stație, da, adevărat. Am făcut asta și m-a dat jos într-o stație și m-a dat în grijă unei țigăncușe mici de vreo 10 ani. Cum se face, da. Cum sunt în fiecare stație. Și, bă, s-a activat femeia, îți jur, s-a pișat pe Crucea Roșie Internațională, deci s-a activat într-un hal când m-a văzut așa că eram mort de bea și pierdut cu sânge pe mână. Mi-a cerut 5 lei și am dat 5 lei și am zis, gata, nu mai văd 5 lei, conform prejudecăților pe care le avem, nu?
S-a întors femeia cu o cafea și cu un pachet de șervețele. A zis, bea asta, că o să-ți fie mai bine. Și după aia a desfăcut pachetul de șervețele și a început să-mi șteargă sângele de pe mâini, frate. Și făcea, aoleu, 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 băiatul, aoleu, aoleu, băiatul. Ceea ce mă și liniștea, mă și panica un pic, știi? Că mă liniștea că era o ființă care avea grijă de mine, dar și aoleu ăla, eram, dar ce bula mea s-a întâmplat, aoleu, aoleu, ce? Curge sânge de undeva, dar nu zic. Da, tu făcuse un bit din asta, tu ai zis asta pe scenă. Da, în poveste, da, da. Păi o să vreau să fac un special care să numească 5 povești, în care să zic doar 5 povești. Mamă, ce inteligent. Da, 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 de unde ți-a venit titlul? Eu interpretez totul, frate. Văd un înțeles în orice și că m-am uitat la 5 povești. Dar știi că e furată de la Baxter asta, că aveai o piesă, 3 povești. Da, clar am furat-o la Baxter, fără înțeleg. Și spunea 3 povești. Da, da. E același, e același lucru. Da, asta e. Da. Nu știu, n-ascult. Te vine Baxter în față. Bă, mă, piși pe tine, mă, ai furat astea cu poveștile de la mine. Baxter e un rapper. Baxter a fost de curând la Baxter a fost de curând la o emisiune TV. Discuții că se mai puțin audiență avea. Era ceva de ăsta mondan, panten, nu știu. Serios acum, și era se căsătorește și s-a dus la o da. Mi se pare atât de trist și jur că jur se căsătorește. Nu. Nu, de mult îi trebuia pe cineva să-l potolească băiatul ăla, că ajusese bagabond prea bătrân. Știi că bagabonții au treaba asta cu bem, futem, nu știu ce, care după 30 de ani începe să se mucegăiască un pic și pe măsură ce trec anii peste 30 de ani, devine din ce în ce mai ce mucegăi jocul ăla pe care zici tu că l-ai, știi? Aoleu, iau top-o pizda, iau combin, și cu ai 37 de potulești. Să nu fii Snoop Dogg, dacă e Snoop Dogg e ok. Bă, nu, stai puțin, Snoop Dogg în primul n-are vârstă. Da. N-are vârstă, Snoop Dogg. Da, el de grame. Nu știu la cât s-a născut, dar la 22 a rămas. Nu doar are 22 de ani. Hit that blunt, hit that pussy. N-ai ce să-i faci. Dar la noi, la albi, și oricum, nu doar are familie. Da, bine. Bă, are familie. Toți sunt frații. Because they're brothers. He's just not a brother. Apropo de Snoop Dogg, vrea cineva să meargă la Eminem la concert? Ah, de ce, ai un bilet în plus? Da, cu asta mă ocup. Imobiliare și investesc în bilete la Eminem. Și-a dat cineva apartamentul cu un bilet la Eminem. Vreau să merg, am auzit care. Unde? Pe Londra. Nu mă știu exact când, dar a fost. Și o să mai fie. Și care, și ce n-aș mai zis un prieten. Sper. Care stă în, serios, mi-a zis un prieten care Michael stă Jackson. În UK. Când a fost ultima oară Eminem în Vio. Londra, a încercat să ia bilete gen la ora aia la care se puneau în vânzare și s-au vândut gen într-un minut toate. Așa, adică da, e așa. Așa. Și mi-a mai zis cineva că a vrut să meargă la Method Man și Redman și tot la fel a fost. Nu, adică la de-astea nu prins bilete decât găsești la acolo, negru, la interior, da. Căcaturi. Ceea ce nu m-aș băga, știi, să merg acolo să poate găsesc eu bilete. Găsești, că și la Barcelona, la stadioane, la fel și la Barcelona. Eu vreau să merg la un meci neapărat, adică dacă mă invizi la un meci mă bag. Și Vio ar merge. Ai văzut că e LeBron la Lakers? Nu vrei să-l vezi live? A întrebat lumea. Fucking shit. Bă, LeBron, nu știu, mi se pare că a făcut ce trebuia să facă, pentru că nu aveți ce să mai facă în Cleveland. Da. S-a dus efectiv cât mai e celebru să ardă cu celebrități prin Los Angeles. Când exact. Ai ce să faci? Deci acolo 40 de milioane pe an și asta e. Dar s-a dus de Marcus Cousins la Golden State. Shit, nu cred. Am văzut. Bă, stai. Este, nu e, adică a depășit ce a făcut Real Madrid. O să rupă iar Golden deci State. Deci nu că o să rupă. Acum dacă au făcut sweep în finală 4-0, ce rost are să mai aduci încă un superstar? Păi te întărești, vezi, Becali nu face asta când ia, bine, nu mai ia titlul. Dar asta e ideea, să te întărești ca să-i rupi și sezonul viitor, da, să n-ai emoții. Lasă acel commissioner, nu de Vister, înaltul, nu știu cum îl cheamă, deci lasă să întâmple asta. A, să fie fair play ca la fotbal? Nu-ți vine să te mai uiți, da, efectiv. Pentru asta că e, nu dau pe cineva, adică cumpără nu, cineva nu, pe nu, cineva nu, și nu, tu pur și cineva. Simplu era o echipă ei care, toți, de 5 oameni erau 4 All-Stars și au mai luat încă, încă unul. Da. Deci e All-Star Game, la orice meci e All-Star Game. Da, că ți-ai la PSG 4 vedete, unul stă pe bară și 3 joacă, știi, dar ai 4 da. Superstaruri, dar la ăștia când ai 4 superstaruri. Da, da, și ok, ai ok, shit. La fotbal sunt 11 jucători, la basket sunt 5. Păi mei. Asta mă refer că ăia da. Joacă tot, e foarte da. Dacă ai 3 din ăștia, da, da, plană. A fost, a nu fost. E ca și cum dacă ai bă, la PSG. Bă, da, foarte urât. Și nu stă, bă, n-are cum Kevin Durant indiferent ce o să facă, pentru că a venit la Golden State după ce abia, nu știu, era să-i bată, știi, când a avut 3-1 Oklahoma cu Golden State, după aceea i-a bătut Golden State cu 4-3 în finală. Da, da. Și în următorul an s-a dus la ei.
Kevin Durant. Ce căcat, nu știu, i-a fost penibil. A, fine. Da, un căcat. Iar campionatul mondial este un căcat în continuare. Am zis atunci, după grupe, o să revină. Și nu este... Băi, da. Deci Brazilia... Am ținut cu Brazilia, frate, da. Brazilia are... Eu am zis că o să câștige Brazilia. Brazilia are ultimele două cele mai mari transferuri, pe Neymar și pe Coutinho. Da. Și în afară de asta, toți Marcelo și toți căcat, toți jucătorii. Bă, dar chiar n-au vrumă să joace deloc. Nu le-a păsat deloc. Priză. Tu mai știi cu fotbal. Nu se așteptau să joace Belgenia așa bine. Așa nu, cred nu eu. Nu au jucat nimic brazilieni deloc de la început. Băi, doar repriza au jucat bine. Au atacat, au avut ocazii. Puteau să egaleze. Tot turneul nu au jucat, frate, n-au avut. S-a și egalizat fotbalul, nu mai e ca pe vremuri. Ai văzut, Brazilia a bătut egal cu Suedia, a bătut greu 91 și 97 pe asta Costa Rica sau pe prost. Cine. Suedia n-a jucat în niciun meci ca lumea. Suedia chiar da, n-a. Da, Suedia a fost, n-a fost să ajungă acolo. Suedia n-a vrut să joace. Nu te-ai uitat la niciun meci? Ba da, m-am uitat, terminați așa, zi-mi. Ăștia, au mai fost echipe care n-au vrut să joace, efectiv. Nu-mi vine acum în cap. Hei, a venit Vlad Dobrescu! Spania! Ăsta e un invitat special, frate, da, bravo, bravo. Intri? Intri direct? Da, chiar că mă vin. Îi dau să vină să... Stai. Nu? Așa, se iau gură de whisky. Lasă care energie. Da, discuția da. Cu Forbaldu, zic cu Forbaldu. Da, corect. Câștigă Franța, asta vreau să zic. Franța Anglia a jucat câștigă. Cel mai bine, Anglia Franța câștigă. A dominat. Eu zic cu Belgia. Păi da, dar Franța a jucat bine cu Argentina, i-au măcelărit cu da. Uruguay, i-au măcelărit, n-au avut nicio șansă. Ăla a fost un meci frumos, Franța cu Argentina, ăla a fost un meci frumos. Nu, frate, it's coming home. No. Știi că singurul an în care Germania a ieșit înaintea Angliei a fost în 66, când a câștigat Anglia mondialul. There și asta s-a mai întâmplat Anglia acum. Dar n-au o echipă, adică au în față câțiva jucători foarte buni. Pe dar... de altă parte, n-ai, cred că mai, nu știu, e greu de zis ce înseamnă că nu ai echipă. E clar că nu e relevant de moment ce ești așa de vreme a ieșit și, nu știu, Brazilia. Da, nu e mai vorba Spania, de echipă, da, Spania. Adică pur și simplu la campionatul ăsta, nu știu, pentru că atât de mult, cred eu, adică sistemul de joc atât de mult contează când ai un club să formează un sistem de joc da. Și ea să cunoști și între ei și altceva. La campionat e mai degrabă un fel de all-star game, așa în care da, ai vrei să câștigi. Dar vrei și acasă în vacanță, da, că acum e pauză vacanță, și exact, te cheltuiești da. Banii. Eu am zis chestia asta, zis, că nu da. Vor să fie. Asta pentru că este singura explicație. Cum sunt la NBA ăia, la, exact, devin la Olimpiadă sau la... Da, nu vor să ducă pentru că e vacanță, da. Vor să se refacă. Îi fut ăștia în campionat, toți sunt la pământ, efectiv, cu fizicul. Numai că vrei să stai în vacanță. Și mereu e câte unul care plânge, dar unul care plânge în toată echipa, ăla chiar și-a dorit foarte mult. Nu, să trage la sorți cine plânge înainte. Nu, mece. Eu cred că ăla e singurul okay. Care îi pasă. Care îi pasă, da, și da, da. Și da prindeam și eu un contract. Și am zis da, cu aia da. Să jucăm. Da. Mă, pișeam mă, și pe tine, Modric, că tu ești la Real. Da, cu aia vreau da, și da. Eu să da. Ajung. Da. Că aia Polonia, da, pe Lewandowski, până, cea mai bună. Bă, ce slabe au fost polonezii, pula, nimic. Da, dar pe noi ne-au omorât. Gândiți-vă că pe noi ne-au omorât polonezii în calificări. Pe noi ne-au omorât și băia. Hai să-i spunem echipa națională a României. Nu, da, oamenii care joacă noi, și Olanda. Noi, eu sincer, bă, eu n-am fost. dacă era, poate... Nu. O cafea? Am decis eu. Dar da. Burleanu a declarat cafea, că nu. România ar fi meritat să se califice și că ieșeam din grupă, e dacă eram acolo. Spun eu așa a zis la o conferință de presă. Dar ia zic că dacă tu ești cu fotbalul, când fotbalul cu Burleanu, dacă nu ieșa, cu fotbalul, că țin cu Steaua. Așa. Era mai bine dacă ieșea Gică Popescu? Eu stâng că limit că n-a ieșit, adică l-a susținut toată generația da, de aur, toți. Cum s-a întâmplat asta? Cum s-a întâmplat? Pentru că votează foarte mult, nu votează doar cluburile din prima ligă și divizia B și, nu știu, județene, ceva, la și le-a promis ăsta. Cum? PSD-ul cum iese? PSD-ul, corect. Bă, fix da. La fel, deci adică... Deci ai PSD-ul, practic, e Dragnea. Da, așa a ieșit. Bă, că a scos-o pe Chioveși de la DNA? Da. Era logic să o scoată. Ah, okay. Nu n-avea. Vreau să intru în politică. Dar n-avea ce să fac. Normal că trebuia. Venea Tăriceanu interimar și se întâmpla nu, același nu lucru. Nu, nu e vorba de asta. Nu e vorba că era venea Tăriceanu interimar. E vorba că era, nu putea să dea socoteală mai departe în Europa sau morții lor, că a luat o decizie Curtea Constituțională și trebuia să zic el nu. Normal că trebuia să o dea. Ce a fost într-adevăr de căcat, că putea să iasă el să citească chestia pe care a citit-o doamna Dobrovolski. L-au sfătuit consilierii și i-au zis că nu ce? Să vă
De ce consider sunt ăia? Cel mai putea bun lucru să pe care citească să... același lucru el. Dar și nu, trebuia doar să... Ce? Trebuia să plângă, să... Da, eu n-am vrut. Băsescu, cum ai ieșit Băsescu de două ori? Să citească ăla și să spună ori înainte, ori în timp ce ori după, că eu cred că Laura Codruța Kövesi nu e vinovată de chestiile exact, astea, dar exact, trebuie să facă asta. Exact, da, trebuia pentru că așa că a decis Curtea Constituțională. Da, exact. Îi lua apărarea prea mult păi și poate Codruța o să candideze peste... Pentru că acum oamenii... Păi nu. Și pe el acum, el nu mai are nicio șansă. Da, și oamenii care... erau cu el, acum au văzut chestia asta ca pe o găinărie și până la mea, bă, trebuia măcar, ok, erai obligat, dar măcar să ieși tu să o faci. Bă, eu sper că are un plan bine gândit. N-are ce plan să aibă, nu există am vorbit plan. Eu cu el azi, bă, l-am sunat azi și mi-a zis că n-am nimic. N-am nimic. Dar bine că am lămurit-o pe asta. Ce probleme mai sunt în țară? Nu știu. Da, deci am murit cu fotbal, fotbalul, cu Iohannis, politică, religie. Religie, ce mai? Mai e Dumnezeu în țara asta? Ce deja? Hai Vlad, te bagi? Haide Vlad, și eu cu tine in un pic. The place! Vlad, da, ai voie cu Pepsi! Da, nu suntem la modul ăla. Că trebuie să mergem imediat. Trebuie să plecați? Da, 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 de trebuie ce? Să mă duc. Trebuie să iau KFC. Oh, e seara de KFC? E seara de KFC. Facem și noi canter? Mâine nu, mâine nu pot. Păi mâine? Plecat, unde am sold out la Cluj. A, și pe mine ești plecat? Uite, da, invers. Așa, da, și se pune pe, nu, se pune pe urechi, uite așa. A, ok, nu înțeleg. A, okay, ok, nu înțeleg. Dă-ți spune sub șapcă, cred. Da, mă, stai, stai că facem frumos. Nu mai e confused. Așa. Bum! Și acum spui șapcă direct frumos. Direct și stă... Blănet. Nu știam de ce am la șapcă, ia uite. Pui un pic alea să vezi dacă se aude ok. Mi se pare că ăsta era ăsta. Și asta ce-mi citește gândurile de ce e aici asta? Eu pulsul. Da, dar... Ce faci? Bine, era într-un Pepsi. Bine. Eram Pepsi? Prin oraș cu ceva treabă și mi-a zis Teo că, domne, vino la podcast. Că vino, era... nu. Haide bă, că e mare podcast. Îți are mesajul, că chiar zic, e mare podcast. Și atunci am zis, bă, e, cum trebuie. Vezi, e. Era acum... mai mulți la un moment dat, dar am mai plecat, am mai băgat pula. Vine ăla, da, nu eu. Suntem live de la 7:30. Ok. Și mai aveți subiecte sau astăzi? Păi hai să vedem ce mai zice ăla. Sperăm să vii cu ceva. Cu focul. Întrebarea pe care o să fie pe toate alea și pe care o primesc la absolut fiecare live pe care îl fac este când mai face Vlad Dobrescu Mike Check. Bine, pe te întreabă când faci tu, gen. Când nu, vrea. Întreabă că, na, mă știu cu tine, gen. Da, o să mai dureze. Da, întrebat deja, nu? Era nu trebuia să mă uit ca să văd când se face. Da, am făcut studioul ăla. A fost emisiunea, da. Mai ce pare. A fost. Adică da. Gen, când vrei să dai drumul la studio? Ai vreun plan? Tocmai am închis studioul. Vorbesc serios deci astăzi. Deci cât de curând? Dar... Tocmai măturam pe acolo. Eram niște cabluri. Trebuie să-l mut, că nu mai stau acolo și... Cum? E o poveste lungă, nu vreau să intru în adică, detalii. Nu, pleci de acolo? De unde da, facem altul în altă parte și eu oricum voiam prin toamnă să-i dau drumul iarăși. Am făcut aplicația aia, o aplicație pe telefon, poți să intri frumos și să asculti că vreau să fac un radio, nu doar o emisiune, știi? Și intri frumos, îi dai play... Sau urât, acum depinde fiecare cu ce poate să intre, na? Cum poate să intre... Da, urât, noi nu te judecăm. Judecăm, important. Nu te filmăm când intri. Da, și voiam să fac o emisiune pe diverse genuri în fiecare seară, să aibă alți oameni alte emisiuni, bla bla bla. Am pus-o la punct, după care, na, acum trebuie să schimb locul, că în fine. Trebuie să plec de acolo. Da, deloc și până acum n-am avut timp. Am zis, lasă că o să am timp. Da, păi ai făcut cu bucătăria și da. Ți-a luat din asta cu studioul. Da, mai am rezolvat-o cu bucătăria, o să am timp. Păi o să mă ocup cu partea de supe, știi că aveam două branduri și m-am decis să rămân eu cu brandul cu supe. O să mergem acum la Electric Castle să le vindem. Ce tare! Mamă, ce tare să... A murit? Ha? Cum adică? A murit Fidu, cred că este un tovarăș de-al dumneavoastră Fidu și ziceam, mamă, să fac plumă. Ce era cu... Mamă, băi, ești de... Mâncați-și. Deci te rog frumos, e din cauza mea, nu e? Clar, nu mai e. Păi și ce puteți face? E... A, acum nu mai. Care e un... Mamă, ce curge acolo?
curge. Că după două ore. Lasă-l să curgă. A picat. A picat feed-ul, bă, ce m-am... Da. Deci da, să mor eu, chiar am crezut că e un tovarăș de-al vostru, feed-ul. Trebuie doar să... Deci când am zis, puneți întrebări. Bă, veneau numai... bă, dar când se duce Viola la discuții cu priză? Dar câte una, așa? Da. Nu mai merge. Toată lumea trebuie să-mi zică... Da. Dar, ia vezi dar că citește mie... unul din el. Mie mi-apare că unul din el. E ok. Bițon. Mie mi-apare că e... Acum da, deci vine. Feed-ul nu e un tovarăș de-al vostru. Mai să mai fute netul. Hai că uite, îmi scriu și pe privat. Da, te-ai fugit pe mine, deși eu sunt aici. Da. Așa e, frate. You don't know what you got till it's gone. Eu sunt sigur, frate, că sunt oameni care sunt la muncă la ei, la HP, și se strică ceva și fute în gură mocanule. Mocanul. S-a stricat din prima dată. Refulează pe toată ziua cât a țipat șeful la ei, după aia îți dă capul tău. Da, bă, gata. De-aia suntem acolo. N-am nici album. Nici album. Nimic. Nu, m-am urgat pe oameni. Da, mă, nu, n-am zis, n-am zis că aiurea că întreabă. Mă bucur că întreabă lumea. Ideea e că am fost prins cu încercarea asta mea de a face o afacere și n-am avut timp să lucrez la nimic. De-aia acum am zis, bă, prea mult, stai așa. Să-mi iau să fie mai part-time și să am timp și să mai fac niște muzică. Plus emisiunea, radio, tot așa. Tot o să intre, că dacă faci ții radio-ul și faci emisiunea... O să fie, nu, dar radio vreau să ocupe altcineva. Să faci știi? Concerte cam și așa. Știe că el... Exact, acest mogul. Ocupă, adică... Mă refer că tot o să ajungă perioade din astea în care să fie... O să fie, nu să nu fie, dar da, n-aș vrea să nu mai fac muzică, că iese frumos. Nu, până când nu mai vrei să nu mai faci muzică, până la urmă de-aia ești aici că faci muzică. Da, și cu asta cu afacerea mi-am dat seama că... Nu aici, neapărat. Luam bani din muzică, i-aruncam cu lopata acolo și pula mea, mânca tot și nu vedeam o perspectivă și atunci da, am zis că e mai bine așa. Da. Și lopata. Sau măcar ai avut bani să-ți iei lopata. Da. Ok, scuze. Două ore aici. Am și băut. Tu ești prezentator de talk show-uri? Da. Treabă-l pe Vlad, ceva frumos. Dar trebuie să vin o dată la show, la show-ul lui Vio. La show de seară. Și de ce n-a fost? Nu mai știu. Că n-a... Cu da, eram în concert. Că el, noi, când avea că el filmează mai spre weekend sau nu mai știu cum era. Nu, miercuri a filmat. A, miercuri. A, fix în miercuri aia singura. Băgam eu concertul de miercuri. A, atunci aveam mic check. Zi-mă, deci faci mic check? A, dar stai că dacă ai plecat de la studio, vreau să facem un mic check noi. Hai să facem acum. Da? Am vrut să cine? Iau microfoanele. Invitat. Ideea a fost să iau microfoanele ale mele și să le pun aici și să se schimbe oamenii fără să schimbe asta, dar era mai complicat. Mic complicat. Asta, o să... asta e, frate. Mai am iau. La tine chestia aia cu... Care? Da. Ne gândeam să facem o caterincă. Și se întâlnește cu vânătorul prin pădure, scufița roșie, și îl întreabă cum să ajungă la casa bunicii, știi? Și ăla îi zice și scap de lup și pula. Roxet! Și scap de lup și scap de lup. Și scap de lup. Da, mă, era om. Cum Vlad Dobrescu, să i-am furat-o de la Vlad? Nu, cred că Mocanu a zis-o, nu știu pe asta. Păi n-ai să mă iei într-un podcast. Înseamnă că am furat-o de la Vlad. Dar Vlad a scos multe, când venea aici la 99 Vlad a scos. Da, aveam ceva dume. Să mai aude, să mai nu să mai aude. Nu, să mă la glumă. Merge, gata, e ok. Oricare ar da. Oamenii scriu, știi cum e să întrerupe o secundă și scriu 10 oameni, nu să mai aude deloc. Mai... Nu, eu ca nu să fiu invitat în sezonul 3. Da. Pregătesc. Am și vrut că nu prea aveam cu ce să mă laud. Și da, despre ce? Știi, de obicei vine lumea să anunțe. A, nu știu. 20. Probă. 20. Da. Bă, nu cred că e o chestie. Bă, se aude, nu te mai lua după oameni. Da, oamenii mănâncă căcat. Oamenii mănâncă căcat. Măcar o tine de place. Da. Băi, și-a asumat-o. Bă, să ai tu succes. Adică, eu n-am nicio treabă cu oamenii, că știu că mă bucur de oameni că sunt. Bă, dar uneori eu o muie. Aceste riade am. Cel mai urmă compliment, mulțumesc că există. Că mă bucur de oameni.
că sunt. Și pe partea cealaltă mulțumesc că existi dacă întorci discul, știi? Bă, ce melodii mai aveam pe album? Și când făceam noi album cu titluri? Doar aveam condamnații sau? Când făceam condamnații? Da, mă, dacă că am mai vorbit și în podcastul trecut despre condamnații. Dar numai ce titluri erau, mă, că aveam? Care? Cine era în trupă? Eu cu tine, Costel? Cu... Nu mai, nu mai știu niciun titlu. Sos, care de fiecare dată Paulica îmi zice tot timpul condamnații, orice. Da, 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 condamnații, zice condamnații. Da, da. Avem asta, condamnații. Dar aveam alea. Și că aveau fiturile alea, vreau, piesa vreau să te fut cu sișul. Da, te-a scrim cu, știi? Asta e melodie. Melodie. Vreau să te fut cu sici. Dar nu mă, asta era inspirată. Opa, mai merge asta? Vreau să te fut cu sici. Dar nu mă, era, era inspirată dintr-o chestie reală. Că era un, nu mai știu cine. Da. De unde opresc aia cu râsete? Vreau să te... Da. Era melodia asta cu vreau să te fut, vreau, vreau să te fut. Da, vreau aia. Vreau să te fut, vreau, vreau să te fut. Cu șișul. Te sună șișul. Ce ai zis, frate? Frate, când... Când l-a futut? Era, nu mă, dar chiar era, era un album în care erau, erau titlurile, era, erau titlurile și în loc de featuring scria cuș, erau faze astea și era lasă-ți părul desfăcut cu sișul. Scria sau România acum cu marihuana. Nu mai pot, nu mai pot. Apollo. A ajuns prea tare. Iar nu se aude viu frostul pui de măcar. Oh, nu mai pot. M-am dat eu ăsta pe jos. Cine? 200 de ani? Ce s-a întâmplat? Da. Bagă-ți stălale. Te focusești. Ia, dă să pun altul. Ia, dă să încerc ăsta. Dau mă. Stai că îți dau imediat. Ah, și ați împlinit ceva? 200 de podcasturi sau? Frumos. Hei, sunteți la cea de-a doua asta ediție a emisiunii Show de seară. 2-2-2. Bă. Mă simt deci... că la emisiunea sau sketch-ul ăla ce era cu ăla cu vocea. Oh, da. A, ăla care nu putea râde. Să ațeze. Era sketch, era sketch, era sketch, era sketch, da. Bă, era sketch. Dacă e sketch, bine sketch. Este incredibil de, pentru de că, talentat băiatul. E foarte mișto făcut. Ideea care e că ce a ajuns la noi era o bucată de sketch. Mm. Pentru că restul sketch-ului arăta cum lua întrebare din public și vorbea și ăla cu o voce ciudată. Da. Înțelegi? Era clar că cu aia e sketch. Deci, da, a fost foarte tare. Bă, a fost fascinant să stau acolo și să mă uit la comentarii. Îți jur că a fost fascinant. Fascinant, fascinant. De ce? Bă, nu se uită atât de mulți oameni. Sunt vreo doar, sunt doar, sunt vreo boții mei care au intrat. Nu, fii atent, sunt doar vreo 2000 de oameni care sunt live. Dar toată lumea a avut ceva de spus. Dar, când, dar veneau niște valuri de comentarii, deci în e din cauza mai... mea, ca să zic. Nu. Acum fac ca doctor, am fost odată. Eram pe drum și ne-a oprit la o benzinărie. Și nu știu, era nou deschisă benzineria și vine aia cu câte o porție de ceai. Uitați din partea casei și doctorul, m-ați recunoscut. Ceai. Da, el are piesa aia. Da, 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 da. Vezi, mai bine scotea o piesă muie. Nu știu ce să... Ne plinea că venea să dea sau să ia. Trei muie aici. Muie mami. Muie mami. Da. Ce? Ce, gata? S-a terminat? A făcut... Ah. A făcut mamă, dar sunteți ca în Matrix aici. Oh, Dumnezeule mare. Așa. A, este. Știi cum da, e? Nu mai merge, nu mai merge. Știi cum e? E Alex, e Alex. Alex, transmitem negru. Știi cum e asta ce? Cu...
fii atent, știi cum e Alex cu chestia când sunt probleme, când nu știu, îți rupi piciorul și bă, ești ok, ești ok, ești ok. Băi, mi-am rupt piciorul, nu ești ok, ești ok, dar ești, nu-i problemă. Așa, zi-te, ce zice? Cu valul de A, da, veneau valuri așa, adică erau, în momentul în care era o discuție oarecare despre ceva, un subiect, era așa, un coment la 30 de secunde, un minut. Și bă, și în momentul în care a început să se audă prost headset-ul tău, frate, deci era un tsunami de muie mocanu. Unii ziceau mai creativ de îi lăsa să comenteze, alții mai scăpau muie pul, nu știu ce-i băgan. Se cenzurează dacă zice cineva. Te bagă în, de la, în morții, review. Mă, cum ar fi. Te bagă în morții mă. Te bagă în review de ăla, dacă știi. Ah, ok. Da. Și poți să intri pe YouTube sau ce? Nu, doar așa. Nu e de acord YouTube-ul să zici okay, cu muie. Dar e, bă, extraordinar. Spune un clip cu unul care bate obraz așa. Rick Roll. Oh my God. Bă, frate, este extraordinar. Deci acum suntem pe 2 ore jumate de podcast. A fost cu de toate. A fost ca ușor urmă podcastul ăsta. Așa și trebuie. Nu suntem aproape. Eu nu sunt de acord să ne oprim. Da, cred că are recordul. Acum devine penibil. Cred că până acum... Ah, cum înțeleg de ce m-a schemat? Cum se pare gluma aia când un vegetarian îți și-a urma cu de toate și ia doar de toatele? Gheret? Aaaa, că nu carnea. Da, când își ia și-a urma cu de toate și ia doar de toatele, de fapt. Că de toate sunt... roșii, ceapă... De toatele sunt orice în afară de carne. Băi, da. I don't know, I don't know. E a ta? Nu. Da, mă. Da. Băi, ne-am gândit să te chemăm că ne-am adus aminte de perioada aia când știam eu că eu... La... Nu, gen, doar așa. Că nu, doar ne-am adus aminte de, la începutul podcastului. Că nu ți-am dat niște bani atunci. DJ. Aici, DJ și ne-am lăudat noi de faptul că nu cred că a avut vreun o bășină de mai că să așa un DJ este. Live. Acum a să plec? Doar la Def Jam și era o dată pe an Def Jam-ul când punea. Deci, noi eram fiecare weekend. Da, foarte tare. Da, cât de tare a fost, frate. Și sunt sigur că oamenii, și acum nu e vorba că am vreo problemă cu publicul de atunci, că na, poate nici nu știau că e un DJ live, dar nu apreciau, nu știau ce se întâmplă, că era un DJ live care făcea sketch-uri acolo. Da. Stăm acolo în cămuruță, cabin. Nu te vedea nimeni. Asta era nașpa. Trebuia să mă... Hey. Teo se simțea mereu vinovat și zicea de vreo 5 ori de tine. E Vlad Oprescu, cum? Nu știi cine e? Vlad Oprescu. Muie, ieși afară, nu știu. Cum să nu știi cine e Vlad Oprescu? Oh my God, ce tare. Na, ce se face? Asta ce-a retras. Vrei să faci un bine și te fă prieteni în gură. Asta este. Nu, dar mie îmi plăcea așa, că le punea muzică, na... Era vibe așa, nu trebuia să fie. Era un, centru atenției. Bă, da, era foarte mișto. Chiar râdeam foarte mult atunci, era foarte tare. Nu că așa cum mai ok, dar a devenit așa. A fost super Caterinca acolo în... Da. Am început să venim ca la corporație acum. Mai avem puțin da, de la un badge de la. Da. Să dai acolo la intrare. Da. Când intri pe scenă. Da. Un Excel cu numărul de glume pe seara. Îți vine raport după aia pe KPI, câte râsete pe minut ai avut, câte bă. La mesaj, luna asta foarte bun la mesaj. În schimb, la tot ce înseamnă bărbați diferiți de femei, înjurături, trafic, bă, îmi pare rău, n-ai... Va trebui să stai peste unde program. Unde te vezi peste 15 ani? Nu mai văd. Bă, da, oh my God, cât am râs. Eu sunt ca la orgasm acum, după că râd așa, după aia mă duc foarte jos. Aia cu cusișul te-a... Bă, m-a distrus. Te-a distrus? M-a distrus. Vreau să te fut cusiș. Extraordinar. Da. Am văzut... Deci, da. Este băiatul ăla Cătălin Dumitrescu pe Facebook, de care, bă, toți oamenii cărora le pasă de hip-hop, în vreun fel, nici măcar neapărat în România... Cine mai? Toma, treci în locul meu. Bă, Cătălin Dumitrescu, un om care pe Facebook e de ani de zile tot adună povești. Da, are el din toate revistele. E istoricul, e letopisețul acest rap-ului. Da. Bă, a fost un interviu cu voi. A pus un interviu cu voi de prin 98 sau ceva. Aha. Nu știu dacă l-ai văzut.
Nu, avea cu, era unul cu armada și unul cu elita. Da. Cred că a pus ăla cu elita. Le-a pus pe amândouă. Ah, ok. Da, da, da. L-am ratat. Și era interviu, interviu cu, băi, este extraordinar. După aia am mai văzut niște interviuri postate de el și am mai pus articole din Bravo, da, despre trupe de rap gangsta care erau la liceu. Este unul dintre cele mai amuzante lucruri pe care am văzut vreodată, pentru că articolul începe cu: sunt doi băieți cărora le plac armele, drogurile, fetele și scandalul, și articolul se termină cu: ei zic că împacă destul de bine școala cu... Au foarte multe absențe, doar crime, da, 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 cu... E un băiat la care, care se uită în fața absențelor și le scuipă încă, mă și le motivează singur. Da. Numele lui de scenă e Nemotivatul. Nu prea scos multe piese, că na, nu e foarte motivat. Dar erau foarte multe de astea din Bravo. Da, 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 sunt. De gangsteri și după aia de școală. Și mai era unul, dar nu mai știu la ce ziar scria, că ne-a chemat și pe noi. Și cum atunci încercam să ieșim în evidență, să apărăm pe unde puteam, ne-am dus și noi acolo și omul chiar voia să știe ce ai făcut tu, că să sfidezi legea. Adică nu voia să știe ce piese ai scos sau ce stil abordezi sau nu știu, voia, bă, ziceți ceva, nu, nu știu, n-ai fugit niciodată de poliție, da, nimic, nu știu ce. A tras cu catalogul în cer cu ești absența. Da. Da, avea un coleg, puteai să-l bați, să-ți facă poze. Nu, dar nu, până n-a stors de la noi ceva, să fi fugit de poliție, dar nici să nu dăm în gât ceva. Iurea, știi, da, ceva. Bă, nu, trebuie să zici ceva. Nu, dar nu vrei să știi despre muzică. Nu, 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 nu. Zim cu poliția ceva, dacă ai avut, dacă nu știu, vreo problemă. Bă, ok. Na, și așa erau toate articolele, alea aș vrea să le văd, care erau Caterinca. Bă, mie mi se pare foarte nu amuzant. Știu ziarul. Nu știu dacă tu ai ascultat rap de atunci din de eu mult. Nu am ascultat rap niciodată. Niciodată? Te rog, da, te rog să începi să asculți. Trebuie. Mai ales rap timpuriu românesc gangsta. Da, e. Dar trebuie să-mi dai tu, că nu pot să, ce să caut eu, trebuie să-mi zici o ce. O să-ți dau niște linkuri. Bă, mi se pare atât de amuzant rapul gangsta de prin 90 da, și un a pic. A fost. Că oamenii, ce mi s-a părut amuzant e că oamenii de aia care s-au apucat pe 90 de prin 94 încolo să facă rap gangsta, da, este că ei nu că n-au stat să zică ceva real sau legat de realitate, s-au dus în extremă. Deci da, dacă asculti melodii gangsta de prin 94 până prin 98, bă, nu există melodie pe care să nu moară câțiva oameni împușcați într-un da, oraș da, da, în care și într-o perioadă în care jur că n-auzeai de vreun glonț tras. Nu pusese mâna pe pistol vreodată. Nu văzuseră, cred că nici n-a văzuseră bani de casete video să vadă împușcături câte aveau pe piese. Deci era pe fiecare da, era dusă de... la da, extrem, cu aurolaci, cu cimitirul la 12 noaptea, cu violul da, în cimitir. Da, da. A fost atât de dark, deci hip-hop a pornit mega dark. Da, da, mega da, dark. Și erau, era parcă era o cursă a înarmărilor ca în Saw, așa, era care, da, care da, inventează da, torturi mai aprige. Asta cu împușcat oamenii în cap era la ordinea zilei, până la murea un om la patru versuri. Deci în patru asta era bridge-ul, așa. Da, 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 da. Murea cineva. Am una, am o poveste apropo de ce ziceați mai devreme cu recunoscutul, pe care am pățit, eram cu Viorel și cu Sorin. Și ne duceam, mă știu, ne duceam, dar ne-am oprit pe la Sibiu să mâncăm. Și am intrat la Sibiu să mâncăm în restaurantul ăla acolo și tipa, hostesa care ne-a dus la masă, ne-a recunoscut, cred, și ne-a zis: băieții de la bucătărie vor neapărat să fac o poză cu voi, că v-au recunoscut. Nu știu cum ne-au văzut pe geam sau cum ne-au recunoscut băieții de la bucătărie. Și am zis: sigur, ok, nicio problemă. Și după aia tipa ne-a dus la masă și ne-a adus meniuri, le-am comandat, a venit mâncarea și n-a venit nimeni să-și facă poză cu noi. Și am ajuns la punctul la care am cerut nota că urma să plecăm și eram, ce facem când? Acum? Că trebuie să o chemăm pe mine să zicem, băi, ne faceți poză cu noi mergem sau noi nu? La bucătărie mergem sau când da, facem? Haideți să faceți, zis că faceți poză, dar să poate, nu pot să... Și a fost atât de... că nu știam ce să facem. Am zis, bă, plecăm așa, plecăm așa. Și Sorin făcea, bă, nu putem să pleci fără... Nu putem. Și Sorin, da, și până la Vio, cred că a zis, Vio a zis, Adzolea, și a zis, o să plecăm, dar cum facem cu pozele, cu astea, cu... Și s-a dus aia, chemat pe ea, dar a fost atât genant că nu știa de ce. Îți dai seama că a fost pe aia din bucătărie, că a venit aia și a fost, băieții de la masa trei vreo neapărat poză cu voi, da. Acum le-am promis, le-am nu pot. Promis, domnule, dar avem treaba aici, da, gătim da, da, să ard astea. Au plătit nota, pleacă, da, da, acum se ieși să facem. Cu mâncare au zis că a fost aproape cea mai bună. Da, da, da. Chiar poate era o strategie, au zis că v-au văzut gătind pe YouTube și... Când mai scoateți ceva? Când... Tot aia mănâncă. De... Să știi că au întrebat oamenii de album, frate. Da, dar nu, na, să nu crezi că e o problemă, dar n-am ce să zic deocamdată, asta e tot. Foarte bine, frate.
Da. Eu chiar mă gândeam că acum sunt atât de multe lucruri plouă pe tine gratis ca entertainment. Da. Bă, dacă stai să te uiți pe Netflix, pe ce apar ca filme la cinema și muzică și tot. Bă, trăim într-o epocă în care efectiv ești inundat de căcaturi. Da, păi toată lumea vrea general, atenția. Tine, zice, da, da, da. Nu, ca okay. Om. Ești păi toată lumea vrea atenția, că asta e noua. Da, șmecherie. E noua monedă, frate. Atenția. Da. Și de-aia bine, oameni. E dintotdeauna, dar înainte o avea religia și niște șefi. Acum da. Poate să-ți o acapareze și un puști care să joacă, nu știu, Minecraft pe YouTube. Da, exact. Yeah. Știi? Și adică tocmai pentru asta acum oamenii au început să aibă reacția nasoală la a cere bani pe ceva. Hmm? Adică tu cum, frate? Păi cum că eu îți dau atenția mea? Ești mai vrei să dau și bani? Da, dă-mi exact, tu bani exact. Să-ți dau atenție. Exact, frate, asta e yeah. Faza. Mi-a plăcut unul care zicea că cum vreau să stai să te uiți la unii care să joacă. Asta faci tu stai pierzi ore întregi și te uiți da, la unii da, care da, să da, joacă. Da. Ce prost ești. E ca, știi da. când erau copii aia care n-aveau bani să bage la joc, știi? Și stăteau și se uitau la demo. Da, și acum, man, Twitch-ul, toate astea, transmise da, da, se la uită cupa intergalactică de Counter-Strike din Coreea. Da, și asta, fisul lui frate, mine pot, mi se uită toată ziua, se uită la jocuri. Nu se joacă alții. Zic, nu vrei să te joci și tu? Man, dar la fel porno. La porno stai 7 ore și te uiți da. La unii cum... E ca la fotbal, practic, că și la fotbal te uiți la alții cum joacă. Da, asta zicea Toma. La da. Porno problema e cu... E ca la atunci când ești la emisiunea asta de cu doctor sau cu ceva, sau cu ăștia de repară hotel, te gândești, aș putea și fac și eu asta. Și aș putea să conduc un hotel. Am înțeles despre ce să fie curat în cap, să ai la barbătura. Da. Păi atunci la porno. A, poți și eu chestia asta. Da. Și poți să ridic piciorul până pe gât, nu-i problemă. Tu te pui în locul femeii. Că nu prea am văzut băieți care ești pe piciorul. Nu l-am văzut pe Rocco Siffredi cu glezna după gât. Asta e tricul lui special. Eu nu știu niciun nume din porno. Înseamnă că nu-ți pasă de porno, pentru că primul nivel e să te uiți la niște futai. Așa. Al doilea nivel este să știi femeile. Așa. Și the last level e să știi bărbații. Deci în momentul în care începi să judeci porno prin prisma băieților care filmează... Ai actrițe preferate de porno, știi nume? Nu, nume. Fețe doar. Fețe. După față îți caută aia roșcată. Și nu le-ar recunoaște în buletin, doar cu un pic de smântână pe față. Da. Ce, tu ești așa? A, da. Ce bun e asta. Te știu de undeva. Acum? A fost acum Cacicada, dar nu știu ce a făcut, chiar sunt curios. Cine a fost care? Într-un club, Ava Sângela Tavă, cum o cheamă? Ah, Lisa Ann. Lisa Ann. Da, e legendară femeia. Și ce a făcut în club? A supus la bă, tot clubul? E apariție. Nu, e apariție. Adică, în general, căcaturile astea sunt ca la găsicile, la găsicile care sunt mai tinere, alea mai dansează, știi cum ar veni, într-un club. Asta nu cred că... A ținut un discurs. Da, probabil că aici ceva de Trump. Încă de mică. E, nu, dar pe bune, femeia zisa că nu are... Ea chiar e pe la 40 de ani, nu cred da, că mai e. Rupe pizda la bară. O fi chemat-o vreun băiat super șmecher aici și aici să mai facă niște extramanii să se ducă și la lăbare din club sau ceva. Chestia care mi-a rămie capul de curând când am aflat-o. A venit Paris Hilton apropo să pună muzică, ceea ce e același lucru. Este, la noi? De, da. Apropo noi. De la bară, apropo de asta, bara aia sunt vârte. Eu nu știam că sunt okay. Bara. Numai la pizdele care nu știu ce fac. Serios? Aia este semn că femeile acolo nu dansează. E la începătoare? E bara nu, e la, la femeile care nu vor să depună destul efort. Deci bara aia, dacă se învârte bara, you're cheating. Înțelegi? Okay. Bara hardcore care, nu care se care e echivalentul în alte meserii? La pompier, de exemplu. Să învârte bara sau... Nu, la pompieri, la profesioniști nu alunecă, pompieri? E de catifea bara aia, e îmbrăcată în... Șmirghel! Să pun pe ea și stau acolo, da. Șmirghel, da, nu. E velcro și eu mă nu știu. Și tu ești pe partea altă de pe pantaloni. Da, bă, au venit fetele să mai facă niște bănuți, îți dai seama. Nice. Mie totdeauna mi s-a părut oarecum România semn de sfârșit de carieră, așa, adică... Mi se pare că... Hai că merg și România. Da, știi, la modul, bă, îmi pare rău. Eu încă ieși la... Nu știu, la rapper sau la păi ce asta vei. Spun că și la... De nu poți să te apropii da, să chemi tot, și la, dar și cu stand-up, un rapper care e relevant acum în state sau unde vrei tu, n-ai cum să-l chemi. Că am încercat să chemăm oameni care da, sunt acum cum, pe val. Mai ales nu. Din perspectiva banilor, adică n-ai da. Cum să-l plătești. Da, și e și panica că nu știi pe câți oameni te bazezi, că nu știi dacă... Puștii ascultă destul, mai, nu știu. Că mai da. Dacă mai degrabă ăla ascultă pe ăștia. Din cum e văzut în afară, cel puțin la stand-up am remarcat treaba asta. Restul țărilor de prin jurul nostru toate fac în engleză, în mare parte stand-up, de exemplu.
au speranța că... Se plimbă, sunt și mai mici unele din ele, uh-huh, gen Ungaria sau așa, pleacă din țară de acolo ca să facă... Noi facem în țară bine, mai bine, în Ungurește n-ar fi amuzant oricum. Nu știu, dar sunt o grămadă de oameni care fac stand-up din țările, da, adiacente, care fac și atunci s-a creat, da, o piață mai mare de limba engleză și atunci poate află și ea mai repede, bă, să face stand-up acolo în engleză, hai și noi. Uh-huh. Cred că e și asta, că noi suntem foarte izolați, suntem chiar în capăt aici. Cu rap-ul nu e la fel, frate, nu se face rap în Europa în engleză mai mult? Nu prea, nu. Nu? Nu, că nu prea au șansă. Bine, în Anglia se face normal. Da, hai să-mi va pula și ăștia bulangi, da. Dar chiar sunt foarte șmecheri englezii, adică mi se pare că se vede că au mai de mult decât americanii. La și ei. Că au probleme, i-au pierdut o țară față de americani. Care au câștigat una. Care au câștigat, da. Mi se pare, da, foarte amuzant ce se întâmplă la englezii acum cu Brexit-ul, că e la modul, ei au nu prea mai vor, mi se pare. Și l-au pierdut și acum e gen... Îi pierde imperiul pe ei. Sunt ca o colonie la care se dă autonomie și sunt zâmbapul la cine facem, oh, acum. Stai. Da, am văzut că nu prea mai vor să iasă. Vlad, trebuie să vii cu energie aici, frate. Hei, am văzut că nu mai vor să iasă. Zi de Brexit cu energie, frate. De dimineață până seara. Avem șampanie mică, l-am avut pe Bordea. Cine a mai fost? Bordea. Bordea, frate. Super tare. A fost Bordea și au fost băieți care au zis în sfârșit în pula mea. Oh, shit. Costel nu se simte bine, frate, e bolnav, da, chiar e bolnav. Eu o să mai intru un pic pe comentarii să văd dacă se aude. Dar nu întreabă lumea chestii sau vă zic, a, acum se aude, întreabă, e ca la cu antena la bulgari. Nu, hai că acum merge, să vede cu purici, dă-o mai la stânga, Teo. Nu, ce, zi-mi de supata, că eu habar n-am de supata, mi-a zis că am aflat acum două, da, săptămâni, da, da, la Alex. E un subiect destul de plictisitor, să știi, adică n-am povești, da, exciting. Adică e cu supa. Livrare? Cu... Nu, e nu e. E o să fie, e venul ăsta pe care l-am făcut și așa? Acum putem să și gătim în el și o să ne plimbăm cu el pe la festivaluri, unde oricum mă duceam, okay, că când cu lumea. Ia uite că avem și ecou acum. Zi unde te găsește lumea. La Electric Castle, bun, am vorbit la Creative, încerc să mă mai duc așa pe la câteva, la, cum naiba se numește, la Pura, nu mai știu. De-abia am început să vorbesc că a durat mult cu toate hârțăgăraia și astea. Și da, eu zic că sunt ce trebuie. Plus că la toate festivalurile nu prea găsești decât să mănânci burger și burger și burger și cartofi prăjiți. Știi? Și poate nu vrei, sau poate vrei un burger și după aia vrei și altceva. Ca să speli, gen, burgerul. Și am fost acum la un festival undeva în ceva grădina botanică aici în București și era lumea, au mâncat, ok, burger, jumătate de zi, după aia a început să vină lumea să mănânce supă, știi? Plus câțiva care nu mănâncă carne sau faci de genul ăsta și au venit la noi. Gen. Da, e plictisitor, știu, dar da, nu e, frate, nu e frate plictisitor în pula mea. Eu chiar eram interesat. Da. Știu, mă gândesc, poate sunt oameni, na, care nu... Bă, sunt oameni și sunt oameni. Sunt asta oameni trebuie și oameni. Minte tot timpul. Sunt oameni și oameni. Așa nu fac, oameni, sunt oameni. Publicul. Da, sunt așa oameni faci. Și oameni, da. Să nu zic, bă, nu prea îmi place de ei. 30 de oameni ei. Rămân, dar e al tău. Da. Sunt loiali. Și bălesc după supă acum toți. Da, s-au supărat și de pizza, că aici atelierul de pizza mai devreme și era mâncă mea și pula mie poftă de pizza acum. Bă, frate, dacă ești atât de... Nu vorbește nimeni de dependența asta neasumată în pula mea. Da. Am zis pizza și brusc, asta e tot ce ți ocupă viața? Adică atât îți trebuie un cuvânt? Bă, dar în general e această problemă, după părerea mea, cu interpretează oamenii și după aia îi vine atac că au interpretat ei. Da. Asta nu și nu văd o rezolvare la ea. Și mai mult decât atât, nu știu de ce oamenii tot timpul simt nevoia să fie vina cuiva în pula mea. Ți-e poftă de pizza, de ce trebuie să... Pizza, pizza. Ți-e poftă de pizza. Asta Freudian e ca... sleep. Freudian sleep. Da. Am alunecat ca Freud în pizda aia. Dar față e... When you say one thing and you meant your mother. Asta e... Era gluma cu... Câteodată o pizza sleep. Doar o pizza. Cum sunt oamenii care se plâng că sunt prea multe reclame cu femei dezgolite până oraș? N-am undut, bă, întreabă-te ce e cu tine de ți-e scoală pula până oraș așa de poze cu femei. Bă, aveam un prieten care povestea că era la un moment dat purta niște kilos foarte strâmți și era într-o perioadă în care nu făcea sex deloc și îi se scula pula la gagici, vedea gagici, păstra și se scula pula. Și zice, aveam chiloții, niște kilos foarte strâmți pe mine și mi se scula pula și mi-intrau chiloții în cur și nu puteam să-i scot, că pula era sculată și nu aveam suficient chiloți ca să-i scot. Era până oraș, n-aveau ce să facă. Deci el e singur om care poate zică, pe bune, am văzut pis de bune și m-a durut în cur. Ta-na. Da, am înțeles. Bun, gata, nu e niciun fel de problemă, frate.
Fie ca sunt oameni și oameni. Bă, sunt oameni și la urmă. Sunt oameni care fac glume bune, sunt și eu, aia e, n-ai să faci, a trebuit să fac gluma asta. Vezi, pis de bune, te doare cur, n-ai să faci. Bun. Chiar ai mai dat gluma aia de când ai dat-o la, care mi-a plăcut mie foarte mult, de când ai dat-o la Louisiana? Cu Isus? Da, cu Isus. Nu, n-am mai avut curaj. A, ah, dar ai avut show și n-ai dat-o? Da. Pentru că n-am ajuns în punctul ăla și nu, a, nu că e ceva controversat, dar n-am avut curajul că o să pot să fac să meargă. De obicei, că e cu Isus, e destul de controversat. Da, dar culmea că e o glumă. Chiar că nu e, chiar e nu una e. Dintre, cred că foarte puțin glumă, da, că chiar nu e blasfemiatoare, adică chiar nu e. Dar, în schimb, știi care e faza? Am zis-o pe aia cu urolog și neurolog și da. Sunt foarte bucuros de aia. Neurolog e ăla care nu e urolog. Da, da, că sunt doar două tipuri de doctori, urologi și neurologi. Și e genul de glumă care bucură. Îmi place că știi că fiecare glumă bucură în alt fel publicul. Da, da, da. E, gluma aia bucură niște oameni care nu sunt bucurați prea des. La astea, dar știi, niște oameni care au gusturi aparte. Și neurologii. Și neurologii. Da, mă, deci aia chiar mi-a plăcut. Și știu că adică mi-ai zis gluma pe care o ai tu apropiată de aia, dar am... Da, e apropiată. Bă, nu e, chiar nu e. Noi. Am hotărât că nu. Și oricum, eu n-am dat-o la stand-up. Era un comic odată făcut. Adică nu aveam material cu ea. Da. Să trecem peste asta. Am furat o glumă de la Toma. Nu e mare lucru. Am discutat o vreme ca să... Am fost de acord. Se întâmplă, da. Bă, ce facem? Încheiem acest podcast? Îmi place foarte mult că Mocanu a dat ejec de aici, la modul... A fugit. Mult mai deștept de... A, s-a dus la magazin? Da. M-am gândit că mai deștept decât pilotul ăla care s-a prăbușit acum de curând. El a dat eject înainte să se prăbușe. Păi pula mea, no, era acolo. Era acolo glumă care zicea fămă. Asta am avut eu pe și mie îmi pare rău. Am și una, așa, rea cu când a murit Mădela Manole, când s-a sinucis. Și am zis că am vrut să fac o glumă cu asta, dar nu știu ce aș putea să scot din ea, în afară de jumătate de kil de insecticid. Am înțeles. Insecticid a băut? Da. Știam că ceva înălbitor sau... Că am făcut o glumă. Nu cred că era... Aveam o dumă pe piesă. Că a băut înălbitor? Cu înălbitor, da. Nu mai știu exact. Era ceva gen... Singurul mod de a spăla rușine e să bei înălbitor ca Mădălina sau ceva genul ăsta. Ok, trebuie să te întorci în timp să... Fuck, trebuie să reeditezi piesa aia și să zic insecticid. Unde zicea înălbitor, știi? Da. Just to make it. Da, era cu a spăla rușina, înălbitor, erau cu mai multe, dar acum nu mai are sens. Dar oricum, nu, din dragul adevărului, nu, bă, da, furada nu era... N-am știut. N-am dat-o niciodată, a fost doar, e genul ăla de mi-a venit și l-am sunat pe Sergiu și am zis, dă-o tu, că eu nu pot să dau așa ceva oribil. A, serios, Sergiu e... Da, lui Sergiu îi mai dau de-astea. Cea mai oribilă pe care am dat-o lui Sergiu vreodată și a dat-o de câteva ori este aia cu... Și din nou, e cea mai oribilă, îmi cer scuze că o spun, dar e gluma mea și este cea mai oribilă pe care am scris-o. Este dacă violez o fetiță în scaun cu rotile, nu se cheamă viol, pentru că viol înseamnă sex cu cineva împotriva voinței lui. Ori ea clar n-are voință, că ar fi mers până și îmi cer scuze din nou. Din câte puncte de vedere greșit total. Și wow! nici nu trebuie să zic fetiță, dar zic fetiță în glumă ca să fie și mai rău. Da, și ca să tartinezi niște căcat în căcatul ăla. Exact. Uite, parcă fetiță. Te caci pe un căcat. E pur și simplu, mi-a plăcut construcția, atâta tot. M-am îndrăgostit de construcția aia, că a fost... Te-ai îndrăgostit de acea construcție? Fără legătură cu gluma, doar pur și simplu că îmi place că să e, știi, o dai pe din așa. E un pic suprapusă. Doamne, n-am dat niciodată, că îmi dau seama că e cea mai oribilă glumă posibil. Mie știi ce... Dar Sergiu a dat-o! Nu mai zi de mine! Sergiu a dat-o! Păi da, dar tu ai și oamenii au râs la ea! Tu ai scris-o! Dar eu am încuiat, am băgat hârtia și am încuiat și am înghițit cheia, că am dat și Jerry. E ceva în tine care a născut da, și chestia aia. Așa e. Nu mai da pe Sergiu că a dat-o. Așa e, nu. Eu am ieșit din creierul meu, așa este. Da. Dar știi care e faza? Că e autism. Da, așa e autism chestia asta. E o detașare atât de puternică de emoții, să tot zici de... Și mai cum zici că puteam să nu o fac fetiță. Exact.
Puteam să nu fac fiță. Da, dar mă gândesc că dacă exagerez, cu cât mai mult exagerez, se desprinde de realitate și nu mai e jenant, da, știi? Da, se duc la un nivel, la fel cum sunt cu, cum aia, cu glumele alea când eram mici cu Alinuța sau ce căcat. Da, exact. Știi, la fel, adică na. Tot aia era, tot acolo se duceau, dar nu era... Nu, nu, chiar nu mi se pare, nu trebuie să sări nimic a mine când ai spus gluma. Am una simpatică cu Alinuța, că era bancul ăla cu Alinuța care se ducea acasă la maică și zicea, mami, era un... nene în parc care a zis că dacă îi suc pula îmi dă cercei ăștia. Și avea bunica o prietenă care a zis bancul ăsta, a zis bunica mea bancul ăsta, era o adunare de mai multe. Stai, că sunt două cazuri total diferite. A zis bunica ta bancul. Bunica mi-a zis bancul ăsta. Ok, e altă poveste. Deci bunica mi-a zis bancul ăsta la o adunare de, era o sindrofie. De bunici? Nu știu ce era, dar era și o altă tipă care a avut următoarea apropo, reacție. Dacă se zic bancuri cu sub pula, nu e o sindrofie. Nu știu ce era. Ok. Așa, era o sindrofie. Dacă nu știu, asta e sindrofie. Așa. Și așa, și bunic mi-a zis bancul ăsta, s-a râs pe la masă, a râs și aia și după ce s-a domolit râsul aia a întrebat, dar zice, măcar erau de aur? Care asta mi pare mult mai bun decât bancul. Că parcă ar merita dacă erau de aur. Ea venea dintr-o lume în care e ok să mai suși pula pe niște cercei, da? Dacă ești de aur, da, măcar da. Dacă tot ai sub pula, măcar să fie de aur. Este apropo, mi se pare foarte amuzant că în rap la început se făceau skituri și acum că am murit căcatul ăsta cu skiturile. Da. Sunt două skituri de care mi-aduc aminte, unul de la Paraziții, ăla cu mingea, la care am râs cu lacrimi prima oară când l-am auzit. Nu știu. Drepturi mare se numește. Deci skitul Drepturi mare, de la, care apropo e aproape bancul ăsta. Așa. Făcut skitul. Cu o fetiță care bate mingea și la un moment dat nu mai știu ce pula. El trebuie să se juca cu mingea și apoi pe un medalion. Da. Ideea e că e o fetiță care se joacă cu mingea și auzi că se aude sunet de bătut mingea. La 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 la. Hei, dă asta încoace, știi? Se aude o voce de nică și după aia ia țipă, știi? Mami, a zis nena că dacă nu-i suși pula, nu-mi dă mingea înapoi. Drepturi mare? La 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 la. E, vezi, tu îți făceai griji că a fost proastă glumă aia. Nu, mie îmi plăceau alea skiturile care aveau umor involuntar. Gen, nu, gluma asta capire. E o glumă... Frate, era, nu zic numele albumului, dar era unii, aveau track din ăla pe care mulțumeau prietenilor și... înjurau dușmanii și erau foarte retali și zice la un moment dat zice, și mulțumesc, nu știu cui, tovarășul, și lui mama și tata lui care sunt niște domni. Aia mă spart, n-am zis că mama și tata lui sunt niște domni. Grav, și pe album, știi, adică te-ai ascultat, să zicem, nu știu, ai gafat, nu te-ai prins, știi, ai ascultat-o. Tu da, și alții te-au auzit. Da, dar nu, asta așa e, gen. Da, nu, ăsta, înțelegi, ăsta la Paraziții e și de pe un album mai vechi și, bă, chiar m-a făcut să râd cu lacrimi. În toată chestia de melodie, ce venea de nicăieri, chiar m-a luat de nicăieri ăsta cu Drepturi mare. Și a fost foarte grea de făcut, bă, toate skiturile atunci erau doi sau trei băieți care vorbeau între ei, ce se putea trage într-un studio, știu ce. Și ăsta a fost o mică scenetă, a fost efectiv teatru radiofonic, albumul Paraziții. De Adem Rădulescu și da, 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 și cu o fetiță, era chiar o fetiță, om, de la da, de nici, bă. Chiar m-a făcut artistic. Să... Artistic, da, da, da. Și a mai fost... Dacă era filmat, se uitau la sfârșit în camera. Da, da, da. Și după aia se întorcea repede imaginea. Muap, muap, mua. Da, mă. Yes. Și mai era un skit, da, am uitat de el. Și se reîntorceau la programul de Revelion normal. Da, da, da. Cânta cu o tabiță. Cât de tare frate, fost asta, să la Revelion 72 asta. Am fost acum la Never See și în camera de hotel aveam televizorul blocat pe TVR2, frate. Cum e că blocat pe TVR2? Nu mai avea baterii, te recomandă. Și ori îl băgai în priză și începea cu TVR2, nu puteai să schimbi programul, știi? Și nici nu venea să mă duc până la... recepție să zic că vreau și eu baterii noi la telecomandă, că vreau să mă uit la televizor. Dar l-am băgat în priză și am văzut emisiune cu Marina Almășan, frate. E tot acolo. Frate, e acolo, și frate. Still there și s-a mumificat, deci exact ca atunci, numai că probabil că e puțin îmbălsămată. Știi? Și cu Cotabiță, care chemaseră niște invitați acolo, care nu mi-am dat seama dacă erau actori sau oameni invitați. Aveau
aveau o emisiune cu oameni cu probleme și venise unul, un bătrân, care se combinase cu fosta nevastă a lui Fisu, gen, și stăteau în aceeași casă. Știi? Și deci vorbeau Fisu fusese... Fisu stătea cu el, cu tata. Se căsătorise s-a căsătorit cu una și acea una s-a futut cu tasul, gen. Așa? Și mai n-al mășa ne dea sfaturi, ce să facă, înțelegi? Și care a fost sfatul? Să ce? Păi nu știu, Cotabiță insista că e ok. Zicea că... Domne, că dacă ăsta e... E ok, a vorbit cu fiul, ne-am înțeles, da, e ok, da. Nu e nicio problemă. Și ea încerca să fie imparțială așa și mai era cu un fost actor care tot încerca să îi făcea voci pe acolo. Problema era destul de serioasă, zic eu, știi? Asta e cel mai mare căcat că sunt, frate, că de fiecare dată când ai niște emisiuni astea în care se prezintă o problemă care e chiar la modul motherfucking, bă, aveți o problemă, da? Sunt ăștia, un actor, un care, eu cred că, bă, a dat acolo. Era comic relief, știi? Da, exact. Gen oamenii acolo, dar bine, de-aia și cred că erau actori, știi, că n-ai fi acceptat. N-a forțat-o nimeni, s-a înfipt singură. Da. Da. Dar ea nu mai era cu Fisu. Ce? Adică ea... Nu mai era, se despărțiseră. Și Fisu se tatăl spunea că... Atâta timp cât a fost cu Fisul, el nu aici știu. Era de fapt problema, probabil, nu s-a întâmplat nimic, știi? Da. Dar oricum se uita, îți dai seama el, că, adică dacă ți se pare niște chiloțe. Da, el spăla rufele, ce? Gen, da, și TVR2 este the shit. Deci TVR2 bine... s-a dus în Mori Povici, deci era, cum îl chema pe ăla, că era un american care făcea Jerry de Springer. Springer. Jerry Springer, exact, numai că n-am aruncat cu scaunul după. N-au avut buget de scaun. Da. Și că ce fac la sfârșit? De-aia la Jerry Springer erau actori, din câte știu. Da, erau aranjate. Cred că și aici erau, dar nu era. Vorba ta, n-au avut bani să-i plătească să bată sau ceva. A fost, tată, eu cred că o să te părăsească. Adică era, n-au avut bani decât nu era pe buget. Neînțelegem. Da, exact. Zic că, domnule, venim, dar nu ne batem, eu nu-i dau. N-au avut buget decât de du-te dracu. Eu sper ca tatăl meu să... Nici nu i-a adus tatăl fiul, l-a adus pe la care făcea voci și făcea ăla și tata și fiul. Da, și un singur actor care... Eu zic că nu, da. Da, și era el puțin machiat așa. Alex, ca regizor de platou și technical support la chestia asta, ce părere ai? We wrap this up. Da, cum facem? Ce se întâmplă la sfârșit? Cântăm, nu știu, la mulți ani. Mai există viol? Păi da, dar nu e ok așa cum să ne aruncăm asta și să plecăm unul pe rând. Adică, ce facem? What? Vino? L-ai oprit? L-ai oprit deja? Cât de tare ai fost să facă, dar voi vorbiți, că e oprit de mult. Dacă vă simțiți bine, discutați acolo. Viu a plecat? Da. Serios? Așa e, perfect să încheiem. Da, eu chiar credeam că Viu aici să dar nu ne-a salutat? Da, dar eu eram în off când a plecat de aia. Bun, păi atunci, frate, hai să-i mulțumim lui Vlad. La mulți ani. Hai să-i mulțumim lui Vlad Oblescu că a venit aici, nu, frate, și și-a luat segmentul ăla mai grav, da, de... Mai după deși seara, putea să ducă și eu niște supă, dacă tot. Nu vin de... Mai ești la bătrâni. Bătrâni. Da. Vira bătrâni fără supă, frate. Data plug viitoare, plug vin. It. Să mă eu, vin cu 4, niște 2, supe. 420? Bă, da. Nu, supa bun. După. Supa direct. După. După. Supa yes, după. Supa după. Aoleu, ne vedem acolo, frate. Yeah. Supa după, da. Mm-hmm. Deci supa perfect. După Vlad Dobrescu. Da. Îmi cer scuze că n-am fost mai interesant, dar nu... Na, sunt și eu într-o de-asta. Să mai pe treabă, mai pe cafea și țigări. Oprește-te gen. Cu căcatul ăsta, frate. Tot Hai e minunat în afară de cazul în care crezi că nu. Am înțeles. Plec cu această lecție de viață de aici. Știam eu de ce am că vin cu scop. Și măcar nu trebuie să înveți, doar copiază. Da. O să așa se va numi următoarea piesă. Și o altă lecție de viață pe care am aflat-o de curând, frate, și este minunată, doar că la fel ca orice lecție de viață, e greu să o aplici. Este nimic, nu e o problemă până nu e. Foarte important. Că asta apropo de sindromul drobul de sare la români și toate căcaturile astea, da. Îngrijoiește de drobul de sare când îl vezi înfipt în craniu pruncului de sub sobă. Până când nu e drobul de sare înfipt în craniu, dă-l în pula mea de drob de sare. Da, și sau un figel tu dacă sau un figel tu dacă vrei să. Dacă ai citit povestea aia, mută în pula mea drobul ăla de sare. Asta sau e. Copilul, mută sau copilul, mută copilul. Acolo.
Sau dacă fapt, chiar vrei, te dai cu drobul în cap la copii. De ce n-ai sare pisată în... De ce, în de ce ai un bolovan de sare? De ce ai rezerve de sare? Și de ce îl pui sus? Dacă e un bolovan de sare, de ce sarea trebuie să fie de mână? Pe pământ trebuie să stea, la, să, pe masă la bucătărie. Nu-l pui undeva sus, într-o poziție precară. E da, ca și, da. Dacă, și dacă era pus acolo să se usuce. Și dacă nu era copil, tot stricai drobul. Că cădea pe jos. Dacă e să cadă, tot se strică, da. Vrei să mănânci sare de pe jos? Plus că știți ce se spune dacă se varsă sare. Exact, exact. Dacă moare și copilul e și mai era. Asta plus moare și copilul. Plus moare și copilul. Da. Pe asta e foarte mișto să închidem asta. Ar fi tare să facă un film horror cu asta. Cu drobul de sare. O oră 20 de filmat un drob. Da, da. Mai trece aia prin fața Hereditary 2. Da. Și cu, de fapt, cade drobul de sare... Cade drobul de sare, joi, moare copilul noi, și după aceea se trezește și de fapt visase, știi? Ca să vezi și da, cum da. Moare copilul. Și vezi știi? Așa cum se relaxează și după aia ultimul cadru e cum se uită și de fapt era un drob frustrat. Pam, pam! Da, o să fie tare.